Astăzi, doamnelor și domnilor, mergem în România. O țară aflată în sud-estul Europei. Acolo există un hit. Te plac așa cum ești. Mereu întinerești. Astăzi, la lucruri simple, vine trupa 3 Sud-Est. 26 de ani de activitate. Nebunie maximă. Ce se va întâmpla? Vedem. Aqua Carpatica este alături de noi. Vinul e pregătit. Surprizele sunt gata. Doar trebuie să fie arătate. Dragii mei, distracție frumoasă. Sunt afară? Te plac așa cum ești. Îmi place cum zâmbești. Te porc cu mine în gând. Te trântesc la pământ. Dar Horia unde este? Încercăm să ajungem la el. Ah, se ajunge greu la el. Dar trecem prin toată Ca academia. Să ajungi la Horia, ajungi greu. Sările treci de curs. Uite, Horia, Andreea, deci asta e sala lui, nu? Da. Ai grijă să nu cazi, să nu te împiedici? M-am antrenat. Da? Și acum, ia să vedem dacă cineva e sau nu. Bună ziua! Ne va acasă! Mamă! Ușor că se excită, Mihai, nu mai de la... Ce primire călduroasă, mulțumim foarte mult, băieți! Ce surpriză plăcută! Bună ziua! Acum, știi, într-un spirit patern, vine să-i aranjezi pe toți. Eu, mama, hai că te aranjezi la păr! N-am apucat să merg la baie, să-mi dau puțin albă. Hai la baie împreună! Da? Vrei să mergem? Sau dacă aveți Coca-Cola? sau bere! Apă cu zahăr, bere! Apă cu zahăr, mama! Am zis să puteți să... Da. Deci... Ce frumos am ajuns greu. Am ajuns greu la tine. Așa se ajunge la tine. Așa da. Mai da. Foarte greu. Foarte greu se ajunge la tine. Eu sunt un fel de Everest. Sau muntele găină. Oricum mă puteți să... Bă, sunt oricum te-am găsit. Mulțumim foarte mult. Vreau să vă uitați puțin la ei și să îi priviți. Cu tot cu filtre? Neschimbați. Ați filtrele să părem mai tine? Neschimbați. Cu filtrele de Instagram puse. Neschimbați. Da, tu vorbești. Da. Ești la fel. Ești la fel. Eu mi-am făcut operații estetice. Da? Da, eu am fost în Elveția. Da? Anul ți-au trecut, reușit, da? Să știi. Ți-au reușit, bine, nu, vezi? Ceafa mi-am făcut. Mi-am făcut o ceafă mai occidentală. Da. Aveam o ceafă din Brașov. Acum am făcut așa, subțire, elegant. Cu ce începem? Cu vin sau cu... apă. Începem cu... Ăsta e omul de care avem nevoie. Începem cu romanța. Da, pe noi să ne ignorați. Deci vreau să vă spun că... din punctul meu de vedere, fac o predicție vis-a-vis de această întâlnire. Da. Această întâlnire va rămâne în istoria omenirii. Da. Nu este o simplă întâlnire între trei oameni care nu s-au văzut exact de ani și anamar de ani. Patru. De mulți ani. Nu, patru ani. Patru ani. De mulți ani. De mulți ani. Și ani. Este o întâlnire istorică. O descoperire chiar. Bravo. Putem să o ducem și pe Marte? Tot... nu, doar nu, pe doar Venus. Venus. Doar Venus. Panorama, așa, Venus. Venus, am o Venus. Sunteți gata? Da. Da.
ștergeți și o să o luăm de la capăt. Aș vrea să... Încă o dată. Bună seara! Hai! Nu. Aș vrea foarte bine zis, pentru că eu țin la orice mi se spune. Iertați-mă, am emoții, nu v-am văzut de mult. Și timp de 3 nopți cât am stat, numai 3 sudeți la noi în familiile noastre, se ascultă de 3 nopți, e adevărat că unii dintre noi ascultă de peste 20 de ani de zile, dar asta e partea a doua. 3 nopți, numai 3 sudeți. 3 nopți, 3 sudeți. Pentru că trebuie să debutăm repetiții. Cu dreptul. Așa e când merge acasă. Debutăm, iertați-mă, cu dreptul. La prietenii, la... Nu? Cu dreptul trebuie debutat. Foaie verde. Șolalea. Șolalea. Aș vrea niște sunet. Știi care e problema cu patru? Că imediat se duce o sticlă de vin. Corect, da, da. Dragii deci... mei, în numele muzicii și al prieteniei, la mulți ani! Ani. Foarte bun. Cine aprinde focul? Lăsăm pe mine. Ce buchet. Mai degustător pe aici. Important e să avem cărbuni. Băi copii, a fost dor de voi. Astăzi o să facem ce am făcut toată viața noastră. Și am făcut noi așa mici scheme când ne vedeam acum 20 de ani. Dar hai. Niciodată n-am făcut ce se va întâmpla astăzi. Da, mi-aduc aminte cu drag la spectacolul tău, la festivalul Grafotului 4 Sud-Est. La Rome Expo. Da, că mi-ai dat la Rome Expo, că mi-ai dat pe scenă un fut, un șut în fund. Un fut în șut. Un fut în șut. Un fut în șunt. Da, am vrut să zic în engleză, dar... Nu, înțelegeți, da? Are logică în engleză. Da, un fut în fund. Bine că n-a fost barefoot. Dragii mei, puteți să căutați secvența, adică să nu se creadă că am vorbit aiurea. Absolut. Pe scenă, că mi-a dat un spune... fot în șund. Băi, pun vinul. Și am băut doar o gură. Vezi ce înseamnă să nu mănânci? Cuvintele ele. Așa, nu prea ia repede de cap. N-ați mâncat. Da. Păi ne-ai zis să nu mâncăm, ne-am și oprit. De câte zile? Bine. Hai că începem. De dimineață, că de dimineață. Timpul ne presează. Prima întrebare. Nu, acum e prezentarea. Oh. Prezentarea. 12 albume. Ziua de naștere a trupei 3 Sud-Est, 17 septembrie 1997. Așa este. Bravo, domne. Documentat bine. Doamnelor și domnilor, asta îmi... În lunile mai și iunie ale anului 1976, în Năvodar și în Constanța s-au întâmplat minuni. 3 meteoriți au căzut în apă și s-au preschimbat în staruri. Nici Octavian Ursulescu n-a plecat prezentări. Nu știa de asta. Salutam. Acei 3 mari corifei ai muzicii ușoare românești. Băi, știnașii noștri. În primii ani de la fondare, formația a bătut mai multe recorduri la capitolul vânzării. 800.000 de casete audio. Stop. Astea oficiale. Stop. Pentru cei tineri, caseta audio este... Aia cu două roți. Este aia, pătrată cu două roți. Continuăm. Așa. Și CD-uri vândute în toată țara. Discul 3 Sud-Est, lansat în 1998, a fost vândut în peste 200.000 de exemplare pe casete audio și în 6.000 de exemplare pe CD. Dar acum, o recapitulare se impune. Nașterea 1997, iar în 2008, după 11 ani, s-a terminat. Dar, precum o altă formație din univers, din muzica noastră românească, s-au transformat și în 2014 seria. E corect până aici? Foarte, da, foarte corect. Foarte bravo. Corect. Chiar bravo, Foria. Mulțumesc. Iar acum, dacă mai am și baterie, perfect. Să știți că pe vremuri trenurile erau locuri de shooting. Da. Corect. Da, așa e. Este făcută corect. Trenul spre Venus sau Neptun, nu știu. Mergeam la o nuntă. Nu, stai să... Aici nu mergeai la nuntă. Cum să mergi la nuntă? Ba da. Ca invitați. Înainte de 3 Sud-Est poza făcută. Da. E de fapt la Rânci Duță și AV37. AV37, da. Așa, și mergeam la o nuntă.
Voi mergeați la un acolo am cântat, da. Și am văzut pentru prima dată platou cu aperitive, nu știam că la nuntă se servesc aperitive pe tipul 2, pe 3. Eram așa de entuziasmați. Adică nu că n-am mai fost la nunți. Da, la nunțile noastre nu prea, două feluri și atât. Deci asta este prima poză cu voi trei. Bun. Și când am ajuns la nuntă am mâncat... De ce era trenul gol? Asta m-a pasionat întrebarea asta. Am ales noi un vagon gol. Era un tren VIP. Da, de unde? Și pentru noi trei a fost... Nebunule, era vagonul restaurant. Nu, da, am ales noi. Alea mai sunt goale, da. Pe vremea respectivă, vagoanele erau goale. Spre Mangalia deja nu mai merge foarte multă lume. Așa. Și atunci poți găsi un vagon gol, dacă... Pe vremuri. Acum toate sunt pline. Da. Se duc până la vamă și mai departe. Corect. Acum plajele din Bulgaria ne-au furat clienții. Prima voastră poză, 92 e poza asta. 90, cu 5 ani, 92, cu 5 ani înainte de înghițare. 92. 92 e mare. Dacă ați uitat ceva despre biografiile voastre. 92-93, da. Nu, așa e. Nici Păria știe mai bine ca noi. Și mergeam spre Neptun. Laurențiu Iuduță, 4 mai 1976, Năvodar Constanța. Campion județean la judo, categoria 37 de kilograme. Urcă-mă! Făcă-ne-o! Ce să mai crezi că mai știu ceva? Ceva în japoneză. Poți să vă zic câteva procede? Te rog. Sasae Tsurikomiyashi, Hitsagiruma, Ippon Soenage, Morote Soenage. Foarte bune. Asta mă înjură și nu știu în bază. Hai să vă zic și unul. Nu, e japoneză. Și unul cu o denumire mai simpatică. Înainte te înjura și te lua la bătaie după aia. Pe ăsta știi? Ouchi Kouchi. Da. Auzi, mă, este singurul membru din această trupă 3 Sud-Est care știe japoneză. Care se duce în China. Asta e japoneză sau chinezește? Ce vrei tu, mă rog, asia japoneză. Și noi știm, sushi. Se duce în Asia și începe să vorbească. Ce zice ăsta? Lau, ocupă-te de ei, te rog. Tu vorbești cu ei și omul te înțelege. Sasae. Are o karimasa. Tu ai fost când am aflat că ai fost campion, nu mi-a venit să cred. Da, e bine. Eram jumătate de om, 37 de kilograme. Da, bine, da. Clasa 5, așa. Iată-mă, dar urmașul Bruce Lee cam așa trebuie să... Da, acolo plecam. Nici eu n-am avut mai mult de 40. Să știi că la un moment dat profesorul își punea mari speranțe în mine, în sensul că el credea că o să mă facă campion național. Numai că a intervenit tata, eu făceam un paralel și chitară clasică la școala populară. Da, da, da. Ceva în genul cum ai tu, Academia. 2 ani. Academia Horia. 3 ani ai făcut. 3 ani, da. Și începusem să neglijez chitara. Și taică mi s-a supărat atât de tare pe mine. Și a aplicat un procedeu. A aplicat un procedeu de... Cum îi zice? L-a chemat pe profesor acasă și m-a pus să-i cânt o piesă la chitară. Nu cred! Da, că știa că nu mă mai ocup. Și am început să dau rateuri. Nu mai numeream notele. Și i-a spus în față. I-a spus în față profesorului. Băiatul meu de mâine nu o să mai vină la sală, pentru că el trebuie să facă muzică, nu judo. Și atunci a plecat un dacă tata nu făcea lucrul ăsta, eu făceam judo. Da. Până la capăt. Păi da, normal. Eu am campion. Băi, frate, a făcut un lucru bun. Deci ne-a eu tu glumești, dar dacă omul ăsta... Nu mai aveai povestea cu meteoriții. Nu mai ne întâlneam la masa asta. Teoria, i-a aplicat un corototicava cu capul în closet, adică a fost o chestie. Bravo, Mihai. Păi bă, taică mie și după aia m-am dus o perioadă pe ascuns până a aflat tata, scandal și da, hole, nu mă mai la podcast. Da, o să ți spun să se uite. Tata, tata dus. Foarte bine ați făcut, felicitat. Foarte bine. Da. Păi de asta ne suntem aici pentru... De asta sunt părinții. Datorită tatălui tău. Păi și noi am vrut să... serios, datorită tatălui tău nu suntem aici. Da. Datorită tatălui tău, noi am stat nopți în zile și nopți pe piesele de la formația 3... 300. Sus. Trebuie să revin la vorba mea, un foot în șund, un pas înainte. În engleză. Absolut. Ca să nu înțeleagă lumea cuvântul celălalt. Debutul de la 17 ani este și acum. Cum zici, picior? Este povestit pe la colțuri în Năvodari. Da. Și în Constanța. Toată lumea vorbește pe la colțuri. Da, mai da, țin da. De când a debutat la Laurențiu, la 17 ani. Cântai piese folk. Asta e o chestie foarte drăguță. Nu mai devreme, nu la 17. Nu, mai devreme. Mai devreme. 15, muzica 15, folk, 14. Nu, băieți, eram clasa 6. La clasa 6. Ah, bine. 11-12 ani avem. Ce ne băgăm noi tot? La 17 ani v-am cunoscut pe voi. Da, pe voi doi la 17 ani. Exact. Ai cântat și la Cântarea României. Nu, voi aveți 17 ani. S-a pierdut în negura vremurilor. Scuze-mă. Răscolesc amintiri? Da. Nu mai știm sigur. Nu mai știm sigur. Adică să suntem mai bătrâni și mai zic. Gata, ne-am prins. Deci la 11 ani cânta muzică folk, la 15 ani am cunoscut pe băieți. Exact, da. 15 ani ai lui. Ai lui? Băieții aveau 17. Da, voi sunteți
maturi. Da, de fiecare dată am știut lucrul ăsta. Vreau să te întreb, tu erai practic vedetă în școală. Da, da, ziceam, da, un mic artist. Câștigasem Cântarea României. Așa, și ai câștigat... Eram la panoul de onoare, așa... Cântarea României. Era pe vremea. Ce cânta la Cântarea României? O piesă compusă de tatăl meu, care se zicea așa, țară de glorii, țară de vise, țară de dor. Ne porți tricolorul pe drumuri deschise spre viitor. Și refrenul era, voi cânta, cânta, pentru România mea. Voi cânta, cânta, pentru țara mea. Am luat un tip pe țară. Ăștia sunt grupă! E romanda sau până acum! Auzi, stai că tu a fost compozitor până la urmă. Da, da. Da? Piesa așa de ziua... Și surpriză. Ziua, da, 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 știu, 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 de ziua ta și mai multe, da, da, și un refren a mai făcut el. Dar ajungem imediat și are acolo. Are tata multe cântece. Are tata un băiat, ia, cât un cântăcios, mafiot. N-am găsit altă. Cântăcios și talentat. Mă leu, Dumnezeule. Da. Viorel! Da! De fiecare dată eu te-am asociat cu șipotul izvoarelor. Da, da, da. Corect. E, să știi că e un cuvânt care a dispărut. Da, este acum susur toate... de izvor. Surâsul ăla al izvorului. Viorel, susur de izvor și poș. Susurul. 10 iunie 1976 la Constanța. Corect. Aș vrea să vă spun că Vior s-a lansat ca dansator. Da, corect. Alături de Mihai. Alături de Mihai. Mihai. Iar voi ați format... No noise. Cu câțiva ani înainte de formarea lui 300 de... Vreau să te întreb. Nu știu dacă muzică sau dans, dar tu ai avut vreun idol pe vremea aia? Da. Poți să zic zero. Că... Zero. Dacă dansam... Nu te uita la televizor, la Robingo? Asta a fost ulterior. Ulterior. Dar până să mă uit la Robingo, dacă mă apucam să dansez așa în cameră, mă înroșeam ca o fată mare așa, știi? Mi-era rușine să dansez. Păi îți dai seama, era o cameră închisă? Da. Erai timid pe vremea respectivă, probabil? Cred că da, foarte timid. Și voi ați început să dansați? Nu, l-am întâlnit pe Mihai. Știi cum și el deja dansa. Nu cred că știi. Păi tu dansai deja? Nu. Eu când nu. El a fost primul care te-a introdus, nu? Sunt anumite lucruri pe care istoria nu le-am punctat. Da. Cum v-ați întâlnit voi doi? M-am mutat din Mihelcu Gălnicianu, unde stăteam până la vârsta de 14 ani. M-am mutat în Constanța, cartierul AV37. Cartierul CET. De asta AV37, de asta e. Blocul AV37. De fapt e prescurtarea de la Aurel Vlaicu, numărul 37. Extraordinar. Da, e AV37. Și l-am întâlnit pe Mihai. Bună Mihai, bună Vio. Etajul 2, etajul 3. Știi cu ce scară ne-am cunoscut? Cu o pompă de bicicletă. Adică... Stai să explic. Nu înțeleg. Deci Iorel făcuse pană la bicicleta lui. Deci ei stăteam în același bloc. Nu-l cunoșteam. Eu aveam bicicleta mea. Și el bicicleta lui. Și avea o bicicletă rusească, mi-aduc aminte. Cum așa. Cu pile. El făcuse pană. Iar eu, văzându-l că se chinuie acolo, că nu am nicio rău, scos. Salut. Uite, eu mă numesc Mihai, ce am făcut cunoștință. Și după aceea, de unde ești în bulgară? Vrei o pompătă? Poftim pompătă. Exact. Ia o pompătă. Nu, să ies, nu păcăli. Da. Aia a fost prima noastră întâlnire. Da. Cu pompătă. Asta deci stăm în același bloc, dar ne cunoșteam. Extraordinar. Ce să mutase. Deci, practic, voi ați avut cât se poate de naturală, de suflet întâlnirea. Bineînțeles. Datorită unei pene. Pană de la bicicletă. Pana. Și împreună v-ați cunoscut tot datorii unui pene curent care v-a pus împreună. Împreună ne-am cunoscut în anul 1992 sau 3? 92. Cântam la Teatru Fantasio într-un spectacol care se numea Bărbatul Fatal de pe Litoral. Stai cu minte. Era un actor, Iulian Dumitrache. Era vorba de... Așa eu eram micuțul Michael Jackson și un coregraf de acolo, de la Teatru Fantasio. Mi-a spus că știe doi băieți, doi dansatori foarte buni și că se gândește el că mi-ar sta bine cu doi dansatori. Dar voi nu știați mișcări de Michael Jackson? Nu, că asta este interesant. Eram copii imperfecte al lui MC Hammer. Deci eu eram Michael Jackson și MC Hammer. Eu eram îmbrăcat ca Michael, e ca MC Hammer. Cu pantalon frufru de cap. Tot la frufru ați ajuns. Frufru am zis. Am zis frufru. Nu știu, de când ai zis că ai mâncare, nu știu, vezi tot acolo. Da, iată-mă. Bun. Întrebarea... Și mi-a prezentat pe băieți. Da. Faza a fost că au intrat
chiar în seara aia, în concert, ei au venit pregătiți, costumați. Direct pe scenă. Direct pe scenă, fără să dea nicio probă, nimic. Și nicio repetiție? Nu. Nimic. Nu. A spus, băi, garantez eu pentru ei, băieți, sunt foarte buni, o să vezi că în momentul o să fie foarte tare cu ei. Băiatul ne-a dat doar piesa la sală și noi a repetat. Care au intrat? Doar la mijloc. Ce piesă era? Black or White, Michael Black Jackson, White. Cântat în limba română. Dar nu mai țin minte textul foarte bine. Nu contează, improvizat. Proteste, nu știu ce, la partea de rap. Și băieții au intrat chiar pe partea de rap, care era undeva spre bună, finalul piesei. Un minut înainte de finalul piesei. I'm not spend my life being a era, 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 era o parte de rap acolo. Exact. Bun, foarte mișto. Și au intrat acolo la sală, era sunetul foarte încet. Așa dădeau ei sunetul. Că era mai și... încet sunetul puțin. Da, ca așa? Să nu deranjez, că erau și exact. Mai vârst în sală, ca la teatru. Ca la Fantazio, da. Da, și am tras o sperietură că băieții au intrat prin au intrat printr-o tumbă, o chestie. Ne-am rostogolit de fapt. Rostogolit am ieșit de după perdele, stânga dreapta teatru, da? Imaginați-vă perdea stânga dreapta și noi de acolo am ieșit printr-o tumbă, rostogolire, dum-dum-dum pe podelele teatrului Fantazio care era că ne-a rupt spatele. Dintr-o dată și când cântam, așa mai tras cu toate ochiul dreapta stânga, zic, băieți, ăștia sunt chiar talentați. Și de atunci am rămas într-o colaborare de vreo 2 ani de zile, să zicem, împreună, până când ușor, ușor, eu aveam o orgă de-asta cu ritmuri, cu nu știu ce, și am început să și colaborăm parte muzicală. Ce eu nu știam că Mihai are super voce, foarte târziu l-am descoperit, după 18 ani. L-am descoperit și eu foarte târziu. Da. El dădea rap atunci, el și Vio, băgau părți de rap. Nu, mai cânta refrenul, cânta refrenul la V3. Ce rap, mă? Că nu pot să-mi mai imaginez. Mihai, tu rap, ce rap cânta? Ah, ok. Până în armată l-au cântat. Uite buliția pe ce are. Dar în AV37 mai erau păși. Știam unde suntem ca timp. Și în armată și-a descoperit Mihai talentul. Cântând după Boyz II Men. Da. Ce cântai de la Boyz II Men? Nu cântam. Pur și simplu îi ascultam și încercam să interpretez intervalele alea. Pasaje. Uite, hai să-ți dau un pasaj. Close your eyes, make a wish. Uite, știi versul. And the night is just the night. Zic la 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 la. I wanna celebrate all through the night. Bine ați venit la formația de real succes. Păi băi, dacă voi ați început cu Boyz, normal că era succes. Voi ați repetat-o pe asta? Wow. Bravo. Felicitări, băieți. Că e o piesă ușoară. Ne-am repetat din repertoriile tuturor trupelor din anii 90. Apoi să venim noi. Să dacă e secure. Ceva... Da. Noi știm 3 zile piese ați trecut prin ele. Da, ceva. Dar, vreau să vă spun că... Dar din dar se face, uite. Pe 3 iunie. Iulie. Iubire, stai puțin. Pe 3 iunie, stai că iau la vreo. Iulie. Iulie. Următoarea lună. Iulie? Da. Ai zis iunie? Nu, iulie a zis. Iulie? A, stai, lasă-l. Dați înapoi, domnule. Zihoria. Dați înapoi, filmarea. 10 iunie. 10 iunie, da. Da, ai zis bine, 10 iunie. 4 mai. Da. Și 3. 3 iulie. Perfect. Bravo. Vedeți? Iată. Bă, nu putea să fie totul perfect. Stai așa. Hai. Da, se mai strecoare și pe greșeală. 3 iulie. Deci înainte ca americanii să se sărbătorească independența, da. Adevărata independență era aici. Da. Ta 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 ta. Mihai, dragul meu, de unde ți-a venit numele de scenă Negruțu? Asta a venit mai târziu. Adică? Nu, l-aveai. Negruțu? Nu, eu știu mai bine. Negruțu a venit pe... Cântasem eu piesele alea singur cu... Cu Boyz ăsta. Da, și am avut și un album
la un moment dat. Așa, solo. Cu Buia, cu Sișu. Da, da, știm tot. Da. Dar de aici, pentru că el făcea muzică... Inflexiuni. Exact. Da, exact. Da, inflexiuni. Deci, practic, tu erai vocea neagră. Da. Că negruț nu prea. Ca un fel de George Michael. Așa da. I s-a spus și lui. Care costum negru, da. O singură întrebare am la voi. Dacă tot erați voi mare trupă de dans înainte de a-l cunoaște pe Lorențiu, vreau să vă întreb, copii. Ce-ai găsit? Dar să răspundeți sincer. Cine naiba vă făcea pijamalele astea? Hai! Iartă-mă. Era un... Da, în Constanța. Un croitor. Nea Pițigoi. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte. Foarte era, era croitor al, chiar al Teatrului Fantasia. Al Teatrului, da. Mm-hmm. Și așa păi erau vremurile vremea... atunci. Deci eu cred că după cămașa asta de noapte ți se spunea negruțul. Păi pe vremea aia n-aveai ce să cumperi, de unde să cumperi? Că nu este o mare alegere. Păi da, bă, dar voi, voi aveați... Singura soluție era să mergi la teatru să-ți facă niște... Dar tu n-ai văzut șalvarii, stai că astea sunt tot... Șalvarii! Niște șalvarii erau argintii. Tot Pițigoi. Da. Tot Nea Pițigoi. Nu, nu, nu. Nu știu ce. Păi aveați făcut dinainte să... Da. Da, era un pic larg, așa că... Mi se pare că ați dat lovitura cu vestimentația încă înainte de 3 sud-est. Da. Tu mai ții minte că ne-am discutat asta de-a lungul anilor și când am văzut la Cerbul de Aur, da. Cu blugii pe care aveați și așa mai departe. Da, da, da. La da. Cerbul de Aur a fost Rita Mureșan. Da? Rita. Ce, mă, ce vremuri. Ce vre... Atunci ne îmbrăcau stiliști, acum ne îmbrăcăm singuri. Deci când eram, când eram sărași ne îmbrăcau stiliști. Acum că avem și noi ceva, ne îmbrăcăm singuri. Iată vârsta ce face din nou. Eu cred că, eu știu că voi aveți concerte și că... Știu, sunt convins că voi cântați piesele, dar dacă vreți ca acest podcast să meargă mai departe, trebuie să începem să fim serioși. Au. Trebuie să începem să fim serioși. Dar ne serioși. Dai nouă versurile, că le știm. Asta rămâne de poate, văzut. Poate le mai uităm. Ah, așa e. Da, da, ceva, las că e bine, că sigur poate că da. Compar eu că ne mai... Nu poți să știi. Da. Că Boria mai face niște modificări aici. Deci, nu, nu, stai, stai, stai. Probă, cască. Cască probă? Cască probă! Cască probă! La, la, la. Cască probă! Cască probă! 2, 10, 1, 2, 3, 4... Se aude bine. Check it out! Check it out! I know Bio, Aurencio, HD, right away, right away. Come on, come on, come on, come on. Dream on, dream on. Back in time! Yeah! I believe, I believe, I believe, I believe... Ce ce fem? Cu amintirile mă chinez, da? Se, da! Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist. Tu n-ai știut cât am suferit singur să trăiesc din amintiri. Cât am suferit, singur să trăiesc din amintiri. Amintirile îmi dau mereu fior. Amintirile mă răscolesc uneori. Cât timp ai fost cu mine, am crezut că m-ai iubit. Ai făcut ce vrut din mine, m-ai amăgit. De ce oare m-ai iubit doar pentru bani? De ce oare m-am pierdut atâția ani? Visai doar bani, trăiai pentru bani. Dorința ta, de ce pentru mine te-i dă? Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Nu mai rezist. Fără ea triste sunt nopțile. Astăzi ne-au rămas doar amintirile. Tu n-ai știut cât am suferit singur să trăiesc din amintirile. Să trăiesc din amintiri. Amintirile, nu mă lasă să mai cred. Amintirile solo. Come on! Cuando se María Dolores, cuando se María Serena. De ce oare mai vita pentru bani? De ce oare mai vita pentru bani? Stai doar bani, trăiai pentru bani. Dorința ta, lege pentru mine, te iubeam. Amintirile mă chinuiesc, amintirile mă răscolesc. Nu, 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 nu mai rezist. Nu mai rezist. Fără ea
ea. Triste sunt nopțile, astăzi mi-au rămas doar amintirile. Bun, n-ai știut cât am suferit, singur să trăiesc din amintiri. Tu n-ai știut cât am suferit, singur să trăiesc din amintiri. Bravo, băieți! Ne încălzim frumos, dragii mei, pentru că încălzirea noastră e bucuria voastră și Andreea așteaptă semnalul. Super! Iată. Ia uite, Mihai. Am pregătit aici un platou numai din vagonul restaurant în care voi v-ați pozat în 92. Avem așa. Cred că e de la nunta aia din 92. Da, e așa la nunta. Atunci. Da, de atunci a rămas, uite. Că... de la nunta din 92. Au rămas semi și. Da, să trăim o baterie la... să treci, pa. Deci așa, bruschetele, pentru că am înțeles că vă place ideea italiană. Aici, în mijloc, ce avem, iubire? Un pate... deficat... a plouat și s-a făcut pate. Așa. Un pate plouat. Deci vreau, printre picături, când reușiți. Da. Puteți să cântați, faceți ce vreți, vreau să vă simțiți bine și vreau neapărat să-mi spuneți, dacă aveți nevoie de ceva, să-mi spuneți mie. De ce? De? Dacă aveți nevoie de ceva. De sare, unde de sunt lemnele ca să putem să aprindem grătarul? Unde sunt lemnele? Unde sunt lemnele? Unde sunt lemnele? Hai ducilor! Bețele! Thank you! Trebuie să păstrăm istoria... Da! Înainte de AV37 v-ați numit Original Dance. Da, corect. O nuanță fină. Da. Vreau da, să păstrez istoria. Adică, da, Original Dance, dar de fapt dansam doar eu cu Mihai. Noi atât, doi dansam. Asta era trupa noastră. Original, pentru că noi ne făceam dansurile. Da. Până da. M-am învățat și pe mine primele mișcări, dar revenim. Eu eram praf. Ce praf, mă? Erai foarte... dansul. Păi da, dar nu era praf. Era făcut, doar ce făcuse judo și era puțin mai greu era să... Era mai stângaci. Mai stângaci, știi? Ori faci lupte, ori dansezi. Dans judo. Nu prea merg, știi? Înțelegi? Ori era mișcări judo, gen judo. Știi? Toate că ziua de astăzi, să știi că a cânta și a face judo în același timp, era o chestie... fină. Te puteai duce la România cu talent. Exact. Era un moment special. Era o chestie fină de tot. Laurențiu a debutat în 93 cu piesa, cu o piesă scrisă. Versuri muzică de Marina Voica. Da. Da. Ea joacă și în clip, de altfel. Și noi, profesoara, și noi suntem da? În clip. Da, și noi suntem. În clip suntem. Apropo, și noi. Dacă aveai baterie la laptop, dacă, exact. Ți arătăm. Da, nu, n-am. Nu. Da. Am da. Avut ochi doar pentru Marina Voica. Fără rog, eu vreau să te rog frumos un lucru. Să desenăm cum dansam? Nu. Deci, refrenul este... Copii, refrenul este așa. Deci, mi se pare senzațional că noi cu toții avem un debut. Cum l-ai avut tu în 1993? Iată că se... 93, da? 2023, 93. Exact. 30 de ani. Atunci am debutat și eu la TVR. Toată lumea vorbea despre videoclipul pe care l-a făcut Marina Voica cu Laurențiu Dusă. Da. Portarii, ofițerii, gărzile. Ceea ce interesant este că mai puțin publicul. Lasă că... Deci mie mi-a plăcut mult acest... aș putea să vă citesc din refren. Diri, diri, da. Diri, diri, da. Tatara, cifre. După tine s-a inspirat și un personaj din 007. Maluma Baby. Le Chiffre. Nu mai țin minte. Da. Când el joacă cărți, Daniel Craig joacă cărți acolo și pierde cărți și le șifră îl... Numai, vezi? La mine totul se leagă. Corect. Și aș spune din nou, nu știu cine a inventat cifrele până la 10 și de atunci neîncetat ele cresc pe zi ce trece. Colegi, aș vrea să mă reproduceți puțin dacă se întâmplă doar refrenul. N-aveți cum să nu știți. Nu știu cine a inventat cifrele până la 10 și de atunci neîncetat ele cresc pe zi ce trece. Cifra vieții
vieții pe pământ. E mare, nici nu se discută. Și viteza unui vânt poate fi peste 100. A, tiri, tiri, da. Tatara, cifre, cifre. A, tiri, tiri, da. Tatara, cifre, cifre. Și strofa doar sau? Mii și mii de muncitoare, milioane de proteste, sute de calculatoare, țeți din cifre, teste, teste. Nu există un plafon pentru cifrele acestea. Numai viața unui om doar din două cifre este. A, tiri, tiri, da. Tatara, cifre, cifre. A, tiri, tiri, da. Tatara, cifre, cifre. Cifre, cifre. Băi, băi, genial! Bravo, băi. Ce extra! Ce mai știe? Ce memoria au colegii. Se știu unii pe alții, mă! Deci, voi de unde știați versul? Păi, dar a cântat-o la ori de atâtea ori? Încât am dansat-o. Încât am dansat-o. Noi și... Încât am dansat-o, da. Încât noi am dansat-o și ne-au rămas versurile fără să... Când ai cântat ultima dată piesa asta? Așa, cap-coadă? Nu știu, acum 20 de ani. Dar vezi că... Apropo, pe YouTube avem chiar filmare cu piesa asta. Unde... Da, repet, nu am avut toc pentru tine. E normal, trebuie să mă descoperi. Vorba aia, un pas absolut înainte. Zi-mi cum ai făcut chestia asta cu... A venit Marina, voi ați zis, să uite, tinere, te plac așa cum ești? Amândoi eram fan Michael Jackson. Corect, mă, bravo. Da, în răiți amândoi. Și, bravo, mă, bravo. I-am văzut la o emisiune la TVR2, la Mihai Tatolici, la TVR2. Extraordinar. Da, și eram o imitație slabă a lui Michael Jackson, dar asta a fost bine. Nu, dar chiar eram imitat slabă. Așa erau frame-urile. Eu cântam mai mult Michael, traduceam versurile în limba română, dansam în felul meu, deci eram o imitație în felul meu, o imitație originală, să zicem așa. Dar dacă te întreb acum care a fost piesa ta, piesa ta preferată? Alo? Da, scuzați, da, ce faceți? Aici, nu, scuzați. Scuzați, domnul maestru. Nu, televiziunii. O să ignor vreo 3-4 ore. Da. Deci, dacă acum te întreb, care era piesa ta preferată de la Michael Jackson? În perioada aia, nu știu, n-am una preferată. Acum, dacă ar fi să cred că Man in the Mirror, mi se pare, dacă pot spune așa. Bine, și de pe Off the Wall, mai vechi. Deci mie cel mai mult de la Michael mi-a plăcut La Billion Girl. Și La Billion Girl. Ce aia a fost piesa mea preferată și rămâne. Bine, deci, iar dacă mă pui să cânt, nu știu versurile. Uite, le știu eu. Nu știu, dar... Nu știți versurile la... Girl. Nu. I starting, nu? I start... Man in the mirror. Sus puțin, Pietro. Asking for... Mai jos. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking if you change this way. And no message from the man in the mirror. If you're gonna make the world a better place, take a look at yourself and then make a change. Na 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 na. Yeah. Foarte bună piesa, da. If you wanna make a change, take a look at yourself and then make a... Ceva de jos. Dacă vrei să faci o schimbare, mai bine uite în oglindă și începe cu tine. Exact. Dăm pentru La Billion Girl. Și atunci. Bă, dar n-am... Ai versuri? Da. Nu. E cu la, unde nu știi la. Dar fii atent, dacă nu faci ca Michael, nu, noi nu discutăm aici. Adică, ca Michael, uite-te. Așa. The love is so true, like Billion Girl. Chiku-chiku. Na-na-na-na-na. I'm waiting on you, like Billion Girl. You know that you gave it, changed my world. Your life is so good. And you're da-na-na-na-na. Da-na-da-na-na-na. Da-na-da-na-na-na. Ca să înțeleagă lumea, nu că nu suntem pregătiți, noi improvizăm. Improvizăm că versuri canți. Amă, dar nu, trebuie noi fie vorba. Când ați cântat ultima dată Michael Jackson? Live, la microfonul ăsta. Niciodată. Niciodată. Cu tine. Niciodată, da. Amă, nu cred. Serios? Nu cred așa.
Deci Billie Jean a cântat la spectacolul exact, în 2014. Bravo. Atât, un refren. Da. Da. Dar la microfon nu. Așa, prin casă, pentru prin pentru acum știi că s-a schimbat Billie Jean. E da? Billie Eilish. A, 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 a. Bun, asta da, să știi. Descrie. Bă, eu vreau să vă spun că oriunde mă duceam, când am mers de fiecare dată în urmă cu câțiva ani în Chișinău, lumea spune, a, e concert 3 sud-est. Unde? Nu știu ce, prin tot felul de locuri. Mm-hmm. Au fost niște momente senzaționale de care vă aduce și vă aminte și eu. Cum erau concertele? Adu-ți aminte, Mihai, pe vremuri. Cum erau concertele? De Chișinău vorbești. Nu, de drumurile astea prin țară. Da. Păi și acum e la fel, crede-mă. Drumuri facem tot timpul. N-am scăpat de ele. Dacă vorbești de drumuri. Dar pe litoral se făceau foarte multe evenimente. Aici pot să-ți dau dreptate. Se făceau pe plaje, pe tot felul de scene se puneau și așa mai departe. Acum cam slăbuți. Crezi că putem dar, să facem că s-a lungit plaja? Nu mai e, nu mai e loc? Nu, e bine că s-a lățit. Lățit, da. Cam ca pe mai multă lume. Bine, acum sunt energia, festivalul ăla. Da, ce energie, da, energie de atunci. Era o energie de început, o energie de dorință, de libertate. Parcă exact, da. Deci dorea mult lucrul ăsta, știi? Să vadă evenimente pe plajă. Atunci oamenii stăteau la coadă să cumpere o casetă. Devorau cu plăcere. Revista Bravo sau Popcorn. Devorau cu plăcere, nu contra. Acum informația vine mai ușor, gratis. Corect. Nu știu cine e vinovat. Nimeni. Asta face parte din evoluție. Trebuie să fie cineva vinovat. Păi, probabil că am evoluat într-o direcție. Nu știu cine, va trebui să fie vinovat doar asta. Cine e vinovat? Nu, dar eu dacă vin, îl rup. Doria, dar noi le știm pe astea, mă. Nu mai dau voi. Ia tu. Cine știe? Ia tu. Da, da, le iau eu. Cine dă trecutul? Nu știu, poate uit. Poate uit. Nu știu acum câte zile au trecut de când tu m-ai părăsit. Noapte după noapte mă gândesc numai la tine, simt că te-am pierdut, recunosc. E numai vina mea, tu mi-ai oferit toată dragostea din lume. Eu n-am știut ce să fac cu ea, recunosc, e numai vina mea. Noaptea în noapte priveam, noaptea în șoaptă-ți vorbeam, noaptea în neam. Că te iubește, repet s-a spus și eu, poate te amăgește. Mi-e greu să privesc acum la tine, cum să râzi pe altcineva, simt cum plânge inima în mine. Recunosc, mi-e dor de tine. Noaptea în noapte priveam, noaptea în șapte-ți vorbeam, noaptea îmi amintesc când plângeai, când plângeai și spuneai. Băi, iartă-mă, dar vreau să vă spun o chestie tranșantă, francă. 1999. Da? A, 99, da, mi-a spui. Ce vremuri. 1999, nu? Da. Da. Vreau să vă spun un singur lucru. Sunați foarte bine împreună. O să auzim pe înregistrare. Noi aici nu înțelegem. Nu, 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 nu. Coria, tu ce faci?
L-ai chemat să... Da, haide să... Ia să muncem, scuze, ești, toată... ești cu mașina? Nu, 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 sunt cu voi astăzi! Astăzi sunt cu voi! Vă rog, Laura. Sănătate, sănătate, Mihai. Eu zic să aprindem... Eu nu știu de ce beau. Cine... avem undeva eu lemne pentru grătar? Păi ca să-l aprindem, să nu treacă timpul și poate na. Nu... Las că luăm taxi, dacă... Mihai. Nu? Normal. Luăm taxi, dar tu ai... Ți-ți place focul de tabără? Da, da. În câte tabere serios ai fost? În tabere, am fost câte tabere. Când eram mic am fost în tabără la Scărișoara, Peștera Ursului. Dacă știți. Bravo. Spre deosebire de tine, eu am luat direct Peștera Muierii. Mergem mai departe. Ce naiba, ce glume da, se fac de autobază. Da, 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 da. Mihai, dragule, tu ai avut și o carieră solo și după cum știm foarte bine, ai colaborat și cu La Familia, dar da, și cu Șișu. Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei. Ah, bă, vrei pe mine sau banii mei? Oh, yeah, yeah! Atenție! În clipul ăsta, pentru prima dată, apare un model, o actriță. Exact, era... Vreau să spun ceva, nici nu era lansat atunci Monica Bârlădeanu. Monica Bârlădeanu pentru prima dată. Prima e aparte. Da. Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei. Mă vrei pe mine sau banii mei? Spune-mi ce vrei, spune-mi ce vrei. De la un băiat de cartier, un vagabond adevărat. Facem ce vrei. Ce vrei, spune-mi ce vrei. Nu vrei pe mine sau banii mei? A strigat pe șpasta. Bani, 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 din americanii. Scoate, scoate banii din americanii. M-am făcut de râs și știu scuze, dacă primeam foaia mai devreme... Nu, bă, nu, nu, nu! Știam, reluăm. Muzicalitatea versurilor, dar n-am știut... Dragul, după acest podcast mi-a dat să mă duc singur lucru. Da. Mulțumesc toate mult că pot. Toate chestiile astea live, nebune, nepregătite, pentru că trebuie să spunem din nou oamenilor că noi nu am repetat niciodată. Nu, pe asta e ideea, primim foile prea târziu. Da. Nu, deloc. Data viitoare vei primi o foaie de parcurs să văd cum te descurci. Ok, ok, rămânem la foile date anterior. 1997, album solo Dragostea Reală. Disc de aur pentru vânzări. Da. Disc de aur am obținut, nu mai țin. Cred că da. Da. La ceva cu TVR parcă. Eu n-am obținut niciodată un disc de aur. Dar colegii mei, alături de care am scos câteva albume, vreau să te întrebăm și noi. Era de aur? Era de aur, domnule? E, ciuciu. Era ciuciu? Ciuciu, ce rimează? Ciuciu. Ah, Breciu! Ha, zi, era de... Niciodată, era... Dar spune-mi ce recompensă. Am primit la 300 de aur, de da, fapt. Ce recompensă? E studio, nu? Sau? E pe nu era nicio recompensă. Nu, era un CD pur și simplu și dacă vindeai peste 100 de mii sau ceva de genul ăsta, atunci era CD-ul de aur. Dar nu era niciodată de aur. După 100 de mii. Nu, 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 prins. Nu, era un CD normal. Un CD normal. Acum, de exemplu, ce am văzut la artiști mai nou, probabil chiar că se, da, se iau machetă sau, sau la YouTube, arată, nu? Chiar da, arată mai power, spectaculos. Dar, mă rog, la YouTube, nu, mă arată... Bravo, bravo. Da, dar nu, nu este... Argint. Nu e argint, da, silver. Argint. Nu, e platina. Nu, că dacă nu, ne-am fi făcut toți cruciuliță până acum. Rămâni în topeau. Dar știi că pe vremea noastră, pe 90, pe vremea noastră, doamne ce-am corect, 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 uite. Erau cruciuliță, vreau cruciuliță, pac, erau cruciuliță de argint. Da. Ce chestie. Eu am și acum de atunci. Din nu, vremea exact noastră. De, exact de atunci, nu, nu între timp. Anumite melodii pe care le cântăm astăzi nu ne-au intrat în sânge, aș putea spune. Și pentru faptul că am trăit alături de voi când le-ați scos și după aceea eram de dimineață la acea emisiune și ne-am tot întâlnit pe scenele patriei. Da, cu în epoca de piatră, nu?
Când erai tu îmbrăcat în epoca de piatră, mai ții minte cu o bătă în mână și ne invitai la emisiune? Băi, hai să zic o fază tare. Hai, fii atent că mi-am adus aminte. Ia zi-mă o fază tare. Că... Trebuia să vin la tine la emisiune și nu știu cine a avut ideea, tu sau regizorul, să venim cu trei schijeturi pe după dig. Când a rămas eu... Tu nu știi, tu așteptai în emisiune, pac, invitații, tra-la-la. Noi am venit după dig. Băieți, ai pregătiți-vă, au pregătit trei schijeturi. Unul mergea super tare cu viteză și băiatul ăla ne-a zis: bă, ăsta merge super tare, ăsta al doilea merge mai încet și ăsta al treilea se chinuia să-l pornească. Cine era cu noi? Haideți, mă, că trebuie să intre. Haide. Păi nu știu ce să fac, să meargă câte doi pe un schijet, că ăsta nu pornește. Păi hai, nu contează, dă-i. A pornit, îmi vine? Și pe schijetul aia căzut lui Mihai. Merita, pentru că noi le-am ocupat deja. E normal, adică primul venit, primul servit. L-am dat pe ăla mai. Așa. Și domnul ăla speria cu schijetul. Acolo i-a zis: te rog eu frumos, orice ar fi, să nu se oprească, că nu mai pornește. Și am început să plecăm. Eu cred că al meu era cel mai puternic, nu mai știu. Mă jucam. Da. Pentru că am auzit că le-ai mai cu viteză și zic, la prima scleau eu. A avut informația. Așa. E prea cu viteză, nu, o să cădeți. Laur mergea moderat și Mihai, schijetul lui făcea scotea niște apă și fum. De-abia ajuns. Trebuia să ocolim digul și după aia veneam pe plajă la tine în emisiune. Exact. Mă rog, hai să nu mai insistăm, am ocolit digul, am venit pe plajă la tine în emisiune, țin minte că tu, de pe plajă, ne-ai văzut. Și ai făcut, hei, trei sudezi! Și ai ridicat mâna. Noi toți trei instinctiv am ridicat mâna. În moment în care, la schijet, ai cheia ridicată de... De, și a ridicat și Mihai mâna și a făcut schizul ceva de genul. Și a murit. Atât. Al meu nu mai pornea. Și a rămas pe la vreo, nu știu, că 10-15 metri de nisip. Dar nu m-am apropiat și am intrat în apă lângă voi. Eu eram destul de cretin să mă duc acolo și chiar dacă îmi spunea: băi, vezi că microfonul ăsta nu merge la atâta distanță, așa, da. Înțelegi, bă? Dar eu, care sunt fan fi mut, lasă că se vede din mișcările trupului mai ales că focala de la cameră se duce până acolo. Da. Și asta a fost ideea, că ne-a chinuit să-l scoatem, să-l ducem pe Mihai de la 15 metri, că nu mai mergea microbuzul, ce avea el. Microbuz, da. Microbuz era. A fost foarte amuzant, pentru că au venit doi oameni, l-au împins. Vio, îți mulțumesc pentru amintirea asta. Nu știam. Minunat. Acum mi-am completat amintirea. Sigur eram la el în emisiune? Da. Unde făceai horia? Dan Negru era undeva noaptea. Noaptea! Da. Nu, tu erai singur. Știu că era în piscină. Era și la paparazzi acolo, cum se la Olimp, la paparazzi. Te văd și acum cum ai ridicat mâna și ai zis tare, că se auzeau difuzoarele de la emisiune. Salut, trei studenți! Eu am toate filmările astea, jur. Toate filmările? Da, tata a tras tot pe casete și acum mai nou eu le-am tras în digital. Poate căutăm. O cauți, dacă o caut. Aș vrea să-mi văd trupul splendid de om din epoca de piatră pe Correct. YouTube. Visul meu! Auzi, dar... Da, să știi că era foarte, foarte mișto. Era super urmărită emisiunea ta atunci. Bineînțeles, atunci eram, dacă mai țineți minte, și cu colegii mai tineri, Les Animaux X. Da. Și mai era și Cristiana Răduță. Candy. Corect. Da. Ce vremuri frumoase. Da. Holografia. Atenție, vă atrag atenția. Da. De la bun început. Erau și holograf atunci, de-abia se lansase. Și Iris atunci. S-a scos Iris. Băi, de când prezinți un hărea. Da. Anumite povești se pot spune, altele pe care nu le împăstrăm pentru podcastul viitor. Da. Asta nu le zicem acum. Da. Ok, nu le zicem. Se uită și nevastă mea la din când în când la, iartă-mă. Mi se zbate ochiul? Ok. Să rulăm discuțiile pentru propășirea. Clar. Iartă-mă. Foarte interesant că în primele părți structura melodiilor îl punea în evidență pe Vio, care erau... Așa erau vremurile. Da. Jumătate refren. Da, părul blond. Turuia până la capăt. Părul spectaculos de blond. Da. Era decolorat cu soluții de astea ieftine. 10-15 lei, făcea bobe în cap. Nu cred. Păi da, nu cred că... Păi da, normal. Tot timpul am vrut să întreb cum ai decolorat. La frizeria din cartier.
Acolo mă făceam. Și ce spune în cap? De colorant de la, o travă de aia de de șobolan. A, mă, nu pot să cred. Păi, dar de unde? Le jansé de că le se vile de colorant. De unde? Nu era așa. La cârciuma din casă. Poate erau, dar era... Nu știam eu că era oarecum rușine să mă duc la coafor de femei să mă fac, știi? Eu să știi că după aceea, după 2000 mai după încolo... După aia, da, am învățat și am înțeles. Am prins curaj. Da, da. Asta zic. Adică emanciparea bărbatului să produs ulterior. Da, da. Și atunci încă eram oarecum în epoca de... Și echipa asta națională s-a luat după tine. Asta e una din... Da, bineînțeles, toată... Dar ai fost unul dintre primii blonzi, să știi. Fără voia mea. Dar cine ți-a zis fă-te blond? Bă, știi povestea? Ne-am dus, ne-a trimis cineva la să ne tundem, nu știu ce, și să avem o noi, o altfel de imagine, pentru că Mihai Sența Capelli, forever păr. Antrenorul Capelli, da, pentru că nu știe toată lumea. Corect, de fotbal e vorba. Laura avea prezent o parte. Da, 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 era cu ciufu. Cu șuvițe. Da, da. Da, a, cu șuvițe, avea... da? Aveai șuvițe și tatons? Nu, mă, nu. Tu aveai păr într-o parte, nu? Da, nu, da, așa, da. Stătea așa. L-aveai lung și tatons atunci? Oare? Sau nu? Cred că odată cu tine mi-a făcut șuvițele alea. Așa. Cum te-a făcut pe tine blond, da. Și mie șuvița. Da. Frații într-o și șuviță. La, și la mine a venit, la între ei doi era clar că așa și n-ai voie cu tine ce facem. A uitat la mine, ăsta că... Da, Hai să facem blond. Vopsit. Problema că la urmă mi-a dat și cu decolorant pe sprâncene, da. Era... Am fost frumos vreo trei luni, da. Norvegian. Și barba a zis că se facă să o lase neagră. De asta succesul. Succesul. Asta este una dintre, da, piesele care... Nu avem poze de atunci, dar s-ar putea să găsim. E cum? Să avem clipuri. Da? Mai bine îmi place când îmi ridică la plasă colegul meu. A, vezi deja, da? Domnul Brecht. Mai ne colegă? Nu știu, parcă... Colegă în ștrumfă. Ia uite. Aici am revenit să răsprâncene. Aici ați după 3 luni. Și-a revenit răsprâncene, dar părul rezistă. Două șuvițe. Băi, e formidabil. Așa, corect. A, aici da, eram, tu știi că nu, aici purtai, nu purtai roamă groasă, purta aici cercei. Purtai de-astea de intelectual și rasat. Nu purtam de vedere. Acum de vedere. Dragul meu, nu câteodată contează. Lucrurile... Sigur că da. Te înțeleg. Munca științifică, cercetarea. Bineînțeles. Da. Această piesă mi-a intrat în sânge. De fiecare dată când nevastă mea spune, unde ai plecat, îmi zice nevastă mea. Iar îi răspund? După 3 ai plecat și ce mi-ai cumpărat. Ai plecat și ce mi-ai cumpărat. Acasă. Iartă-mă, ăsta este partea a doua. Băi, noi știm versurile, mă. Băi, da. Tu ești drăguț, dar... Băi, teoretic... Risipă de hârtie. Băi, asta contează, e... bravo, te-ai pregătit, felicitări. Noi, ci, hai! Ai plecat, hey! Și multe nopți am plâns. Ai plecat, bum! Fără niciun cuvânt. Ai plecat, în noapte fără niciun cuvânt. Mi-a rămas în minte doar chipul tău plângând. Nu am înțeles de ce m-ai părăsit, cine a fost de vină, cine a greșit. Zi după zi mă întreb dacă ai să revii. Timpul trece greu în sufletul meu. Ți-a creat o lume în care doar tu trăiești. Nu contează cum arăți, contează cum gândești. Noapte după noapte plâng după ochii tăi. Noapte după noapte te visezi. Noapte după noapte sunt pustii fără tine. A trecut mult timp, te simt lângă mine. Nu știu dacă pot să uit chipul tău, ochii te albaștri, sărutul tău. Poate că și tu te gândești acum la mine. Încerc să uiți, să uiți de mine. Dar știu că inima ta poate pentru mine nu mă poți uita. Noapte după noapte plâng după ochii tăi. Noapte după noapte te visez. Noapte după noapte plâng. Ai plecat. Ai plecat. Come on, everybody, we're gonna save her. Ai plecat.
un cuvânt, ai plecat. De când nu s-a mai întâmplat da. Piesele 3 Sud-Est să fie acustice? De când ai plecat, Horia? Acustice, acustice, nu e bună întrebarea. Mă prind textele, mă prind cu textele mele. Chiar a făcut vreodată versiune acustice la piesă? N-am făcut, nu? Prea. Nu. Dar așa mi-l asistați la un material documentar istoric de 26 de ani. Practic, cartea voastră se va numi după 26 de ani. Memorii 3 Sud-Est. Ce memorii? Actualizări 300 de ani. Exact. În timpul concertului observați vreo problemă vis-a-vis de dans? Tot obosește cineva? Păi, da, cine să știi că mai facem dansul la amintirile. Vrei să ți-l arătăm? Nu știu. Ăla, nu? Da, că mi-ai dat un șut în fund pe scenă. Ți-i minte? Un, doi, trei. L-ai reținut? Vrei să, vrei să, dar avem loc? Mamă, încercăm? Ce memorie. Dacă îl încercăm noi trei, da. Va ieși așa. Băi, hai măcar să încercăm chiar da, așa. Hai să încercăm dansul amintirilor. Da, 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 hai. Atenție, încercăm dansul amintirilor. Dar cred că știe pe ăla cu... Nu, 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 ăla e, ăla e de mijloc, nu? Aminti... Ritmul! Ăla știe pe ăla. Știe pe ăla. Care e ăla? Hai pe care găsește câte un foc în... Ăla e. 6, 7, 5, 1, 2. Formația 4. Hai. Oh, 4 la pereți. Da, mă, da, ăsta e. Ăsta e, ăsta e. Meritați. Ăsta e, băi, senzațional. Meritați-o. Ăsta e, mă. Meritați o tartă. Bine, dar din cauza locului prea strânt, n-am reușit să iei. Asta e a mea? Da. E bine. Ok. No, e un loc mai intim, pentru că acusticul se face într-un loc mai intim. Exact. Înțelegi? Să știți, că, să știți că are foarte mare succes dansul nostru, chiar și acum. Da. Cred. Da. Și te miști foarte bine. Mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, în 2005. Ai obosit? Eu? Niciodată. Nu uita că stai la masă cu un sportiv. În 2005, Mihai s-a căsătorit. Da. Bravo, casă de piatră. Pe 31, zic eu, data? S-a căsătorit cu Emma. Exact, 31 iulie 2005. Tot în iulie. Tot în iulie. 3 peste tot, nu scapă de 3 ăsta, 3 iulie, 31 iulie. Ștefan și Sara. Da. Cine te moștenește? Cine e vocea? Nu știu. A, mai aștepți acum. Mai aștept. Perfect. Eu vreau să știu ca să... Formația, puteți zice sud-sud-vest sau sud-sud-est, depinde, aici e o chestie pe care vreau să o discutăm ulterior. Iar anul ăsta, fii atent acum, cum faceți cu aplauzele, iar anul acesta, doamne și domnilor, faceți 18 ani de căsătorie. Bravo! Da. De căsătorie? De ce sufră? Pentru că facem 29 de când ne știm. Da, da, de la căsătorie, uite. Da. Sunt fantomele. Fantoma de la opere este chiar aici. Eu vreau să-mi spui și vreau să spui tuturor, dragul meu Mihai, cum s-a întâmplat cu inelul acum 18 ani. Cu inelul de Logodnă? Da. Inelul de la stomac. Nu mai ții minte. Cu amanetul. Ei sunt de 20. Ce vorbești, băi? Băi, stai așa că tu știi ce nu știm noi, da. Nu, mă, nu. Scuze. A fost ideea. A dat mai multe idei de astea. Aveam mai mult aur. Da. El Dorado îi se spunea, nu negruțul, El Dorado. Nu. Mai pui puțin. Și nouă ne-au plăcut, să vorbim bine. Ne-au plăcut verighetele din aural. Puțin, nu prea mult. Aural. Da, și am dat la schimb. Aur. Da, vă mulțumesc.
Înțelegi? Și verighetele au fost făcute din aur alb și ne-a trebuit să mai plătim decât manopera aia sau ce era. Mulțumesc. Și unde țineai aurul? Asta a fost în casă. În casă. Okay. Da. Deci avea mai mult aur și am vrut de aur alb verighete. Am înțeles. Și... aur alb, frumos. Da. Aur alb. Mm-hmm. Da, am vrut ceva mai diferit. Mai e iubire sau... Da. Dacă mai... ați cunoscut-o pe Andreea? Nu, că nu mai bem, nu, mulțumim mult, nu da, mai e. Da. Ați cunoscut-o pe Andreea? Mulțumim mult, nu, chiar fata nu. Fata mea cea mare, ea este Andreea. Cum e fata ta? Cum să fie fata ta? Fata ah, da, corect. Hai mă, nu glumiți. Ba da, ba da, ba da, ba da. Ba da, este fata lui Coriel. Mulțumesc, corect. Băi, serios? Nu, așa e, da. Nu e da, glumă, nu? E adevărat. Nu crezi că meargă mie de glume la un podcast cu colegii mei și cu feedback-ii mei prieteni de la 3 Sud-Est? Că crezi să mă arde de mă enervez acum. Mă enervez acum și emisiunea, îți spun. Te rog mult de tot. Să nu distrugem emisiunea, te rog mult. Mă enervez acum, Laurențiu. Noi nu ne dăm seama, noi am rămas niște adolescenți. Ai fost foarte discret cu viața ta. Eu n-am știut care copil așa mai este. Păi, eu am fost discret cu viața ta. Nu mai ții minte tu când... te-ai combinat cu nevastă ta și nu erați împreună și m-ai chemat. Eu am și acum poze, dar nu le-am dat publicității. Pentru că te-am respectat! Corect. Și asta era în urmă cu... Ho, ho. Cu 72 de ani. Da, 70 și ceva de ani. Ce hai să bem ca să... Hai să bem să ne veselim! La mulți ani! Hai să ne împăcăm! Da. Ok, să facem și un cărbar dacă e. Oh, Doamne. Cum vă simțiți? Bă, foarte bine. Când treceți pe lângă un bloc, o terasă, un restaurant, scuze, ce vrei tu, și la un moment dat, înăuntru, se aude o muzică a voastră, da, a care versul e așa. Toți prietenii-ți doresc tot bine din lume, multă șampanie, multe flori, cadouri pentru tine. Horia. Zi tu, cum te simți? Așa e, istoria acestei. Bă, dacă poate reușesc să găsesc sau mai arătat-o pe undeva. Am o înregistrare cu mine la 5 ani când te costa. Nu cred. Dar, așa. Dar voi puteți să vorbiți până o caut eu ca să nu vă așa? Nu, stăm cu ochii pe tine. Da? Stai așa, deci, caut așa. Înregistrare, autofon. Păi tu caută și noi povestea. Piesa e făcută de domnul Titi Duță. Da, știu. El a făcut refrenul, a scris refrenul. Tatăl Laurențiu lui Duță. Cineva. E o glumă de-a noastră. Chiar a zis cineva așa, mulțumesc tatălui Laurențiului Duță. Laurențiului Duță, tatăl Duță. Da. Vreau să apoi noi am preluat piesa și am făcut părțile acele. Dar de la internet, îmi pare rău, nu știu care este. Voi, v-ați pus vreodată piesa asta de ziua voastră? Da, cum să nu? La zilele noastre de naștere. Vorbesc serios, am pus. Și am fost prietenii noștri, ne-au chemat, de exemplu, la zilele lor de naștere și a trebuit să cântăm. Cu microfoane, fără microfoane, nu conta. Exact. Sunteți aici. Da. Dacă sunteți aici, Da. Eu tortul, da. Dacă vreți, o cântăm și ție. Mai țineți minte altă piesă de ziua ta? Altă piesă de ziua ta? Da. Care se... Păi... Wait a minute. Mai de ziua ta? Cântate de alte trupe. De ziua ta, mămică. Bravo! A doua? Talisman, nu? Au și ei. De ziua ta, da. De ziua ta, iubito. Ia uziți-mă, gata, am găsit-o. Ai găsit-o? Eu la vârsta 5 ani de zile cântând de ziua ta. Bă, nu cred. Deci era în 1981, tata cânta piesa asta, o cânta cu formația lui la restaurante și se cânta și la Radio Vacanța. Doar la Radio Vacanța vara. Ia dă-i. Bun. Și îmi plăcea așa mult că am luat și eu microfonul și m-am înregistrat singur. Ah, doar audio. Da, și am găsit banda de magnetofon. Asta e audio doar. Da, doar audio. Ia. Probă, dai, probă. Adrazele de soare în taină n-au șoptit, că-ți urez din suflet bun găsit. Da, voi face azi cunună din flori de liliac, din inimă îți voi cânta cu drag. De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Vreau să-ți mai aprinzi medii și grave. Poate nu știi, poate nu ți-ai dat seama.
Laurențiu, poate nu ți-ai dat seama. Nu mi-am dat seama, Horia. Perfect. La mulți ani tuturor! La mulți ani! Mulți ani trăiască! Să trăiască Miri! De ziua ta sunt fericit să îți urez să fii iubit, să fiu alături de tine. De tine! Toată lumea a venit, turtul este pregătit să-ți ureze numai bine. Bine! Toți prietenii îți doresc tot binele din lume, hey! Multă șampanie, multe flori, cadouri pentru tine. Toată lumea cântă cu noi! De ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea. Sunt fericit să îți urez să fii iubit, să fiu alături de tine. De tine! Toată lumea a venit, tortul este pregătit să-ți ureze numai bine. Bine! Toți prietenii îți doresc tot binele din lume, multă șampanie, multe flori, cadouri pentru tine. Toată lumea cântă cu noi! Ziua ta, ziua ta, ziua ta, eu îți ofer dragostea, dragostea. Este ziua ta! Foarte frumoasă emisiunea, foarte frumoasă, îmi place. Știi că am participat la o emisiune înainte de 3 Sud-Est, la Gabi Raica. Bă, Gabi Raica? Gabi Raica, un prezentator foarte bun din Constanța. Îți spune ceva? Gabi Raica, și era o televiziune MTC locală. Și tot așa, cântam, dansam, cânta tata, la 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 la. După aia noi cântam Ale Noastre, nu știu ce, după aia Michael Jackson. Și după aia se luau telefoane în direct să vedem dacă suntem... Rezultatul emisiunii, vă place, nu vă place. Exact. Și a sunat un om. A sunat un om și domne, cum ai zis, mă? Ce, cum barza asta, barza asta de emisiune? Noi doar ce ne lansăm. Noi am cântat pentru prima oară, ai plecat. Ne-a rămas în cap asta, ne-a șocat. Ce cu barza? Adică... Ce crezi, ce telefoane crezi că o să primesc după emisiunea asta? E. Alo, alo. Ce e, domne, cu... Foarte bine, bravo, felicitări, Horia, ce idee bună ai avut, Bruxelles, felicitări. Ăsta de emisiune. Barza de Bruxelles. Corect. Vio! Vremuri, da. Căsătorit. Rebecca Maria. Da, fetița. Doi copii frumoși și băiețelul. Face 6 ani. Patrick Gabriel. Știu că vă întrebați de ce nu-l cheamă Viorel. Patrick Viorel. De ce nu-l cheamă Patrick Viorel? Să întrebați pe soția mea. I-a plăcut Viorel. La primul copil, ea la al doilea. Pe bune așa? Da, da, așa a fost. Și acum ne pare rău la amândoi, pentru că trebuia să-i punem Rebecca Georgiana și Patrick Viorel. Dar... Dar nu e timpul pierdut. Se poate e, dar serios. Poate voi nu, Georgiana, poate mai facem. Georgiana, soția lui Vio, a fost martora unei postări a lui Vio, care da. A scris așa, atunci când s-a născut băiețelul, cântărul Patrick, da. A scris pe Facebook, pe Instagram, unde ai scris tu, A star is born. Wow, bravo, Viorel. No comment. Voi știți franceză? Oui, A Star is Born, te-ai inspirat da. După film sau ai zis tu A Star is Born? O să vedeți voi. Timp. Eu m-am gândit timp așa. Mai este. Ce piesă se poate cânta în urma acestui anunț vis-a-vis de acest post al lui Vio, A Star is Born? Stele sau ce?
Stele. De asta îmi place că ești băiat deștept. E, intuitiv. Atenție! Stele este piesa de la botezul Rebecca, e fetița mea. Piesa preferată, nu? Da, da, piesa e preferată, Stele. A, da? Da. Vezi, totul se leagă. Cine știe versurile? Mihai și Laurel. Le visăm. Poftim. Ei cântă mai mult. A, vezi, fii aici. Nu, nu, trebuie să observați structura muzicală. Deci, în prima parte, oxigenat, frumos, băi, cui dăm partea asta? Hai să-i dăm lui Vio. Greu era pe el. Acum, nu, s-au schimbat nu mai oxigenat, da. Gata. Dacă te oxigenezi, s-ar putea să... structura se schimbă. S-ar putea să primești mai multe verse. S-ar putea să revină recul. Dacă vreți să mă oxigenez în emisiune, dacă aveți ceva decolorat, de decolorant, mă poți face aici, în emisiune, nu-i problemă. Dacă ai cheamă pe cineva să mă decoloreze. Nu chem pe nimeni pentru că ești perfect. Da? Ești perfect. Așa cum ofer, ești. Eu mă ofer. Perfect, eu adevărat, te plac așa cum ești. În timp ce vorbim, poate să-mi facă părul... Stele este una dintre piesele noastre preferate. Bro, ce piesă nu-i preferată? Mihai, spune-mi. Auzi. Oh, doamne. Păi, dar băieții ăștia au repetat, nu? La Berrian Girl. Oh! Oh, mai ceva decât un star de cinema. Mai ceva decât un star de cinema. Mă lași mult. După mine ar trebui să ai o stea la Hollywood. Bine, Horia. Bine, Lau. Tu ai venit când era totul bine. Acum și nopțile au nuanțe bine. Toate ți-au zis despre mine prost. Doar după tine aș fi nebunit. Și mă iată, ți-am de stele. Poate te văd printre ele. Mâna ta, mâna ta se vor prinde. Alte stele pe cer vom aprinde. Și mă iată, ți-am de stele. Poate te văd printre ele. Mâna mea, mâna ta se vor prinde. Alte stele pe cer o va prinde. Mii de stele se aprind în universul meu. Mii de stele se aprind ușor în visul tău. Mii de stele se aprind în universul meu. Mii de stele se aprind ușor în visul tău. Oh yeah! Printre ele, mâna mea, mâna ta se vor prinde, se vor prinde. Alte stele pe cer vom aprinde. Și mă agăți iar de stele. Poate te văd fiorele. Și mă agăți iar de stele. Poate te văd. Ești cu ele, măi Horia. Cu fetele tale. Să nu cad din nou. Aici ca la gimnastică, dacă ți se figura finală, ești... N-am știut că poți să faci așa ceva. Pe bune sau e... Felicitări, bravo. Hai zi. Felicitări. Zic că a fost playback. A fost playback. Bravo, bravo. Ia. Felicitări. A fost playback. A fost playback. Hei, playback, uite. De unde? Băi, mi-s rănghiți. Ia zi. Ce să zic? Anul ăsta la final, undeva, septembrie,
26 de ani, septembrie 17, concert, da, acustic 300 de est, anunță. Acustic, vrei să fie? E o idee? Uite-te, în camera anunță, o să trebuie un concert să fie acustic. Vrea să facem horea. Nu era idee. Nu era idee. Pe 27 noiembrie, chiar e pe bune, ne vedem la Sala Palatului. Corect. Pentru un concert acustic, iar piesa Stele o vom cânta cu Horia la muzicuță. Yes! Horia! Băi, stai așa. Ai zis. Uite ce scrie acolo. Ar fi putut fi o piesă. Ia-te de acolo. Da. Aoleu. Păi rămânem în București. Ia-te de aici. Nu. Răspuni eu la Sala Palatului. 24, 25, 26 noiembrie. Da, doar la noi. Voi veniți pe 27? Stau acolo. Păi da, zic mă noi. Rămâi acolo. Asta e ideea. Rămânem în București. Exact, doar la noi și după aia noi venim dormim la tine. În premieră absolut planetară. Nimeni nu și-a mai făcut într-un podcast reclamă peste 7 luni. Așadar, peste 7 luni ne vedem la Sala Palatului. De-aia ți-ai pus afișul acolo, nu? Ca să nu știam de al vostru. Fii atent, fii atent. Când ai zis că pe 24, 25 noiembrie mă duc să iau bilete. Băi, nu cred. Stai liniștit. Credeam că spune că suntem plecați. Băi, zic eu, se duce la toaletă. S-a dus să ia bilet. Nu cred! Nu cred că se duce la toaletă. Da. Auzi? Are și el vezică? Știi, Pancu, cu vezica, vezi că se pute treaba. Deci asta... Vezi, mamă, ce glume de autobaz. Ce cu mine, mă? Vezi că... Și mă agăți iar de stele. Băi, asta merge. Merge făcută și la tine, frumos, cu band, așa. Băi, vreau să spun un singur lucru. La noi acustic, la tine mai... Da, clasic. Dar vreau să spun o chestie. Două abordări diferite. Ești de acord? Sunt absolut de acord cu tine. Cum ai gândit la piesa asta? Ce să cum ți-a venit asta? Pur și simplu. Bine, am avut așa o bază. Începusem piesa de mai multă vreme. Era făcut un picuț din refren și era la modă piesa lui Ed Sheeran. Ed Sheeran. Cum se numește? Da, perfect se numește, da. Așa. Da, și atunci, văzând cât de frumoasă e piesa lui, dar... liniștit, așa. Da. Down tempo. M-a inspirat să continui. Eu n-aveam încredere că... Aveam doar refrenul la piesă, tot pe vals. Tu n-aveai încredere că un stil de genul ăsta? Da, că ar mai prinde la radio. Zic, aia, zic, vals, cine mai ascultă vals? Și când am auzit de Sheeran și buboia pe radio, zic, ups, ăsta e momentul, hai să termin. Deci în față, stai, că vine ăsta cu biletele. Stai, așa. Cum? Mai sunt în... Deci în față nu se mai poate. Nu se mai poate în față. Acum mai sunt 7 luni. E sold out, deja da, zice da, e sold out, trage drapăria în spate ca să, Puteți să-i dați în spate lui? Cred că vorbește că nu mai sunt bilete la... E sold out la baie, zice că da, ocupat, place e ocupat. Oria, vezi bune, în față. Era coadă la baie? Ocupat. Era sold out, zic că nu, era sold out la baie. Nu știu ce zic băieții, sunt puțin răutăcioși, da. Dar m-am interesat. Sunt eu zic că să vă grăbiți, că nu se știe. În față sunt ocupate deja. Lau s-a căsătorit în 2006 cu Ianula. Lorena, copilul vostru. Salut. Poți să-i spui un mesaj? Love you. Love you. Love you. E from tot. Dragostea lui tata. E Lorena, tot. Iubita lui tata. Știi cum am salvat în telefon? Stai. Băi, zici că îmi citești gândurile, mă. Deci n-am văzut așa ceva. Acum îți dai seama, după 20 de ani, dă. Dă. Băi, frate, dacă nu ți-am... Lorena, iubita lui... Uite-te, mă, la ea. Uite-te, mă, la ea. Stai că nu vrem să vadă numărul. Dar așa se Lorena, iubita lui tati, te pupă tata și, te pupă, tata, și spune te că... Te iubesc mai mult decât orice pe lume. Oh, ce frumos. Vezi? Corect. Ce? Între timp, dragii mei, soția, doamna Duță, este profesor de biologie la Universitatea Ovidius din Constanța. Nu-i la Universitatea Ovidius. Horia. A schimbat. Este la școala 28 din Constanța. Așa? Și la școala Petris Pirescu, clasele 5-8. Perfect. Și acum... Dar pentru... cred că a studiat la Ovidius. Da, da, sigur că da. Vreau să te întreb un singur lucru. Da. Biologia. Tu ai cunoscut-o pe ea de timpuriu, când erați tineri, iar Laurențiu a susținut-o cu chitara pe ea, da, la un concert. Da. Ce ați cântat împreună atunci? Nefiind amorezați, inevitabil. Așa e. Eu aveam 12 ani și avea 10 ani și am cântat piesa lui Cătălin Crișan, Vorbește Marea. Adică ea a cântat, eu am acompaniat-o cu chitara. Dar nu mă pune să cânt chitară, că nu mai știu. Nu ne pune să cântăm, că nu știm Cătălin Crișan chiar. Cu ho-ho din genul. Punem karaoke versiune pe YouTube. Foarte frumoasă piesa. Și tu ai... Iar soarele sărută marea. N-am cântat-o eu. Vocea doar am acompaniat. Practic toate melodiile pe care le cântați voi în tinerețea voastră se legau direct de mare?
Da, fiind mare, să nu spui că e cântat și... albastră, bați la fereastră, nemărginirea în ochii noștri se privește. Auzi, da, mai era aia cu... Cum? Mă întorc la tine iar și iar, mare albastră. Sau generic, pe disipul de... Știi de ce prindeau foarte bine piesele cu marea? Mare albastră, tu ești frumoasă. Pace spune inima. Se bagă compozitorul. Păi da, pentru că apropo de faza asta, toate evenimentele se țineau la mare. Și de-aia trebuia să fie. Auzi, mai țin minte o melodie? Cu marea? Marea? Marean? Marea Unire? Marean, cu Marean. Cu Marean. Nu mai țin zi de. Marea te cheamă la ea. Asta e, da. Marea te cheamă la ea. Axa. Da. Axa? Axa. Axa, Max, ce să... Aveau și... Dinu Max. Marea. Eu eram cu... MBMC. Marea. MBMC. Am avut și noi una cu Marea. MBMC. Prima dragoste la mare. Mi-e dor de tine. Avem și noi una cu marea. Așa celebră. Azi am chef de mare. Azi am chef să fac tot ce zi. Zi. Da, bravo. Bă, da. Mamă, sunt sute de melodii cu marea. Pentru mare. Pentru mare, bravo. Marea Unire. Ce Marea Unire. Ce să mai zic de Chirilă? Mare, mare. Marea Unire. Da, da. Ce pahar mare. Cu mică de ce nu se face așa? Ce mică e vacanța mare. Dar tot e cu mare la sfârșit. Da, vezi? Tot la mare. Am băgat mică. Asta e viața. Mihai. Da. Adică el. În 2007. A rămas corigent. Ai participat la Dansez pentru tine. Oh, da, bravo, Mihai. Și eu și nenea Viorel. Și tu? Amândoi, da, da, da. Cu un an înainte. Eu m-am retras din primele ediții. Frate, ce dăburcit. Aveam treabă. Băi, spune, afară, de fapt. Am o rugăminte pentru amândoi, o întrebare, de fapt. Da. Iată, doi dansatori senzaționali. Da. Mai aveți chef de concursuri? Bă, nu, sincer, așa, nu știu dacă mai... Din curiozitate, așa, din, nu? Da, nu. Fără să dăm seama ce muncă e acolo. Nu, așa, noi suntem dansatori, să vedem. Fiecare zi repetiție. Bine, acolo îți dai seama, trebuia să ai un caz social, trebuia să fie o chestie... Să dea bine la public, știi? Dar tot dansul vostru a fost ireproșabil. Da. Și partea bună, știi ce a fost? Că am învățat foarte multe stiluri de dans. Cea-cea, tot felul de... Deși n-a avut timp până atunci să le înveți. Dans țigănesc. Dans țigănesc. Da. Populare. Hai! Da, da. Foarte multe stiluri de dans. Iar partenera ta a avut... Asta a fost. Fustă multicoloră. Da. Păcat că n-am avut eu o parteneră cum trebuia. Data viitoare când te îmbagi la un concurs, îmi spui mie și îți dau eu partenerul. Ia, eu vol, eu sinatură, la contract, băi, la televiziune, ei, contract, contract, băi, șarap, șarap, ei, contract. A trecut 6 luni? A trecut. Din 2007 până acum au trecut mai mult de 6 luni, okay. Chiar 7. De-ar vorbi gurile noastre. Inima. Foarte bine! Exact. Felicitări! Cine vrea versurile? Eu? Bă, da, știți foarte bine întrebările. Ăsta întrebările, cuvintele. Hai norocul, Horia, să mai punem ceva, că na, pe dacă... 2-10, asta așa, că noi am venit în vizită la tine, în sufragerie. Nu, alb, da? Stăm pe alb. Unde ai desfăcător? Pe alb. Pe alb. Și m-am pierdut. La stele. Ne-a zis cineva că am fost prezent... Am găsit! Am fost prezent la un podcast, e al doilea la care participăm. Da. La colegul tău, Cătălin. Da. Da, l-am văzut, domnul Măruță. Am băut și acolo, să știi. Da, nu, și v-a dat de mâncare mult. Și ne-a zis cineva că... Mai pe unde mergem, bem. Cineva mi-a spus personal că nu i-a plăcut de noi. Ce nu ți-a plăcut de noi? Băi, sunteți foarte haioși, caterincoși, dar vorbiți unul peste altul, n-am înțeles nimic. Corect. M-ați obosit, după jumătate de oră am oprit. Uite, e adevărat. O critică. Domnul are dreptate așa, uneori să știi că vorbim unul peste altul. Și băi, nu ne ascultăm. Deci n-am înțeles nicio idee. Trupa dintre ei, ce vrei. Tu chiar crezi că face emisiune cu noi și nu se va repeta ideea? Poate omul avea o problemă cu noi. Eu cred că lucrurile se pot pune în felul următor. Să ridicăm un cartonaj omul roșu. Omul era foarte... Dar poate stresat. Are dreptate. De faptul că n-ați cântat acustic. Păi ce să cânti cu Horia? Posibil. Cu Horia, cu Cătălin. Păi tocmai asta e. Cătălin, ai cum mă bucur că ai pus sedile la lață. Deci eu vreau să vă simțiți bine și bineînțeles... Noi cântăm cu soția lui foarte bine. Cu el nu. Vezi? Deci Andra trebuie să fie la podcast. Ar fi ieșit altfel. Da, uite, era o idee mișto. Da, da.
Că salutări, iar, Cătălin. Te pupăm, Cătălin, te pupăm, Andra. Te pupăm, Andra. Iar, băi, cine a făcut versul ăsta? Și iar cu tine în gând privesc apusul și iar necontrolat îmi crește pulsul. Laurenți. Romantic. N-am găsit altă rimă. Ce nebunii frumoase în cuibul nostru. N-am găsit altă rimă, domnul director. De toate astea, îmi e un dor. Monstru. Am încercat și alt cuvânt, dar... N-am găsit decât monstru. Ursucu aruncă bomba. Exact. Ca să-mi taie mie ce mateiaș? Trompa. Tiribomba. N-am găsit altă rimă. Alt vers. Doamne și domnilor, rimele de muzică astăzi, într-un acustic... După 26 de ani. Râmele sau? După ani și ani. Ne vom întoarce. Voi aveți mai mult sfatul meu? Lăsați-mă. Sfatul meu e să vă apucați de muzică. Nu, sfatul meu... Să vă apucați de muzică serios. Serios, serios. Nu, da, să faceți un podcast voi trei. Deci nu se face... Nu e ceva în lume. Voi trei. Și bine unul, știi ce... Da, trebuie să fie în direct. Da, mă, dar cine face documentarea? Cine? Cine face ce? Ești băia muncitor. Da, corect. De ar vorbi inima. Da. Așa pe... Foarte bine, Dudu. Așa pe... Cu delay. La 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 la. Mai este că rece. Iar cu tine în gând. Intro, mă, intro. Intro, Viorel. Găsit altă rimă. Și iar cu tine când privesc apusul, și iar necontrolat îmi crește pulsul. Ce nebunii frumoase-i cuibul nostru, de toate astea îmi e un dor monstru. Cuburi de gheață-n alcool, să-ne dorul de tine. Dar cânta. Dar vorbi Horia, dar vorbi Horia. Ia aștept ziua când vom fi unul. Ia uzi, Horia. Pielea mea tu să-ți uiți parfumul. Parfumul. Să te sărut doar cum îți place ție. Ție. Să ne ajungă o noapte nici o mie. Hai să... De gheață în alcool, să-mi necum de tine. De tine, baby. Buzele mea arse de soc, dar eu tot numai zile. Ne-ar vorbi inima, mai mult cred că ar opta. Un ocean de secrete pe noi ar căda. Ne-ar vorbi inima. De-a vorbi inima. De-a vorbi inima. Mai mult cred că-ar opta. Un ocean de secrete pe noi ar cădea. De-a vorbi inima.
place emisiunea noastră. Da, o varză de emisiune. Da, da. Cum ne-a zis, cum ne-a zis noua, pe atunci, știi? Nu, emisiunea ta e bună. Noi doar ce lansam piesa, ca să înțelegeți efectul. Noi am venit pentru prima oară în emisiunea aia să lansăm piesa Ai plecat. Credeam în ea, rupe. Și ne-a dezamăgit unul că zis, alo, ce-i cu varza asta de emisiune? Aia, Horia, te servesc cu ceva? Asta sunt de decor astea? Sunt de decor? Nu, mâncați. Vreau să luați o ultimă felie de aici. De ce? Surpriză. Vin micii? A, urmează altceva? Bine, mă. Să tăiem toac! Eu mai rămân pe... Băi, eu vreau să încerc... Mi-a tot făcut reclamă. La foagra. Foarte mișto. Foagra? Foarte bun. Am extras și eu. Un tată fericit să lucreze cu fata lui Nechi. Da. Băi, sigur e fata ta, nu mai induce în erare. Arată poze, adică trebuie să arăși poze. De când era mică, tu și cu ea când era mică. Nu. De când era mică, era perfectă, semna cu maică sa. Pe bună. Și acum să mă rog mai bine. Deci eu vreau să vă zic, dacă aveți nevoie de trupă cumva, păi deja știm piesele acum. Da. Păi facem un calendar comun. Când aveți Horia, veniți noi. Băi. 24-25 dormim la tine, după aia tu pe 27-le la noi la sala palatului. Tu îți dai seama, voi mai țineți minte turneul, cum îi ziceam, mă? Antidrog? Antidrog. Atunci s-au apucat mulți de droguri. I-am făcut curioși. I-am făcut curioși. Glumim. Iartă-mă, din câte mă rețin, 35 de orașe au fost atunci? Da, ceva fiecare genul, zi. Da. A fost cumplit, greu. Foarte da. Greu. Foarte greu. Și a doua zi trebuia să plecăm. Să ne întâlnim cu fanii. Deci s-a anunțat pe scenă că a doua zi ne vedem în fața primăriei sau în centru, depinde, să alegea o locație, pentru sesiune de fotografii și de autografe. Și mai stăteam acolo două ore, veneau câteva mii. Da, dai seama. După care plecam, luam masa, da. Ne schimbam, făceam aia, de scenă, bine, asta s-a întâmplat în anul de grație 2002. În fiecare exact. Zi luam vitamine înainte să intrăm pe scenă. Țin minte că mi s-a spus să nu vrei să vii, să prezint, nu pot, că am aveam emisiunea matinală. Mm-hmm. Da, era fiecare zi. Dar de fiecare era mișto că ți-e și asie pe nas. Mai bine că n-ai venit. Da. Nu, a fost într-adevăr un turneu. Să știți că vreau să spun că... Dar frumos. M-ați influențat. Asta nu știți. Pentru că după aceea, când am făcut turneele, eu cu orchestra mea, după ce m-am apucat de cântat mai serios... Mm-hmm. Mi-am dat seama că, într-adevăr, a face turneu e o responsabilitate foarte, foarte mare și pe cel din față, spectatorul, nu-l interesează. Da, corect. Fiți atent. N-a venit masa la timp, a întârziat ăla, a fost un accident pe parcurs, era blocat, nu știu ce, sunt obosit pentru că o seară înaintea... Nu, trebuie să fii proaspăt și să mai departe. Așa e. Pe scenă uiți de tot, ești artistul. A zis masa? Dar vă... Dar voi ce faceți? Ești tot gătiți în spate? Da. Eu cred că e o bucătărie în spate acolo, nu? E bucătărie. Chiar e o bucătărie. Oh, Mihai, uite, preferat. No, le delicatez. Și vă mai aduc imediat niște. Doamne, Horia. Mai noi mâncăm? Ce ai făcut? Băieții rumânecă? Asta că venim de la mare, nu? Da. Băieții nu sunt... Nu serviți băieți? Noi am servit. A servit? Da, eu am servit. I-au servit de toate pentru toți. Dar servi inima. Mulțumesc, Mirana. Le dau eu furculițele. De-ar vorbi gura mea. Tu for the show. Eu zic, disco, tu zici party. Mai țin de pe asta. Unul pentru bani, doi pentru show. Trei pentru fete care mișcă din popou. Cine o cântă? Am uitat. Elvis Presley. Nu. One for the money. Originalul, da. Nu originalul. La familia, nu. Ba da, pe acolo, de mă. Unul pentru bani, doi pentru show. Domn Baxter, cum? Nu, cine cântă asta? Nu, cred că și... Uite, avem un lapsus. Da, că... Sunați-ne în direct. Mihai, dar știu sigur. Poftă bună. Hai să căutăm pe YouTube, că doar avem YouTube. Noile produse le-am luat de la Năvodari. Ei, du-te. Nu e B.U.G. Mafia, cumva? B.U.G. Mafia. B.U.G. Mafia. Ei, să-mi da. Am luat aceste delicate, ăsta invers. E pauză, da? Sau este... Mai e gata, e. Da, să-i erec din nou? Ce vrei să faci? Vreau să fumez o țigară, sigur. Nu, vreau să dau telefon, apropo, pentru 24-25 noiembrie. Da. Pentru că mi-a spus să dau telefon în 5 minute. În 5 minute îți dai telefon? Vreau locuri în față neapărat și nu mai sunt țigări. Dar vorbi starea mea.
Băi, aș putea să mă retrag 3 minute cât să... sau îmi permiteți? Da, nu, sigur că da, dar răspunde la o întrebare. Da, ok. Vio. Da. Dintre voi trei, tu ai fost, cred că, și iertați-mă dacă am greșit, singurul membru care a ales să nu continue pe cont propriu. Da. Fii atent, istoria consemnează. Da? Da? Bravo, bravo. Și din câte știu, se pare că tot tu ai fost primul care a insistat cu împăcarea din 2014. Da. De ce clar? Poți să mă retrag. Asta sunt interne astea. Da, da, să le externalizăm. De unde le știi, domnule? De unde le știi? Scrie acolo, da. Astea sunt în bucătărie. Voi ați uitat un... lângă... Voi țineți legătura? Voi ați uitat vis-a-vis... Repet, pentru My Way, sala Palatului de 4-25 noiembrie 2023. A, voi repetați împreună pentru... Deci, voi nu știți ce legătură am eu cu FB My. My Way. Deci, asta... Cum ți-a venit? Adică, de ce tu? Sau ce v-a determinat faptul ca în 2014 să ziceți, bă, hai, let's get together? Băi, 2014 a fost un moment, în 2012, televiziunea Music Channel ne-a reunit într-o seară. La Craiova. Giovanni Francesco e de vină. Mm-hmm. El, Craiova, el e nașul fără să-și dea seama reunirii. Fără să-și dea seama. El a vrut o noapte și nu ne-am reunit doar pentru... One night stand. One night stand. Doar 300 doar pentru o noapte. Pentru seara. Am fost noi, NND și LA. Corect. I-am propus o sumă destul de mare pe care a acceptat-o. Cam cât? Măricică. Ok. Cu 7 zerouri. Păi, care a reușit să ne... altfel dacă era... ne reuneam pentru o seară. Suma aia ne-a convins. Am făcut un spectacol, puteți să vezi și pe YouTube, foarte drăguț. Și apoi... văzând că trecuseră deja 4 ani, nu? 2000, mai mult. Când ne-am despățit noi? 2008? 2008, da. 2012, da. Da, 4 ani trecuseră. Și parcă nu trecuse nicio zi. Oamenii da. N-au primit la știau fel ca... piesele. Așa cum am fi luat o pauză, pur și simplu. Am luat și o atunci, pauză și n-am mai vrut să ieși. Cu Viorel am început să ținem legătura, eu cu el mai țineam legătura și ne mai auzeam și, într-adevăr, el a fost cel care a insistat. Vroiam și eu, dar eu eram mai căpos în ce sens. Vroiam... Ce vrei? Nu oricum. Să avem o piesă care să fie number one. Asta era A. Da, să fie o revenire. Să avem o piesă. Adică să forță. Fie o revenire cu un catalog vechi și așa. Cum se numea piesa? Emoții. Emoții. Emoții! Și să facem un turneu. Turneul nu s-a făcut din diferite motive, că n-am găsit cineva să ne susțină un sponsor, mai exact. Și atunci ideea a fost, da, eu facem, dar să fie sala Palatului. Și am făcut sala Palatului și piesa Emoții a fost cea mai cântată piesa anului 2014. Corect. Pe radiouri. Și aia da reunire. Altfel, să mă întorc pe, doar cu gloria trecutului, nu e suficient. Ăsta este lucru care o să te facă mereu proaspăt. Așa e. Ăsta e un lucru care... ăsta e progresul. Adică pentru amintiri care să te răscolească, ok. Dar vreau noutăți care să mă întinerească. Iertați-mi. Rima și... Nu, că nu ne-am prins. Nu ne-am prins de rima. Ți-aș fi dat drumul să te duci la... să te telefon. Stai acolo! Dacă ești așa șmecher, stai acolo! Aici stau. Uite, ai niște emoții? Da. Vrei? Da, da. Mulțumesc mult. Deci, emoțiile sunt ale mele. Băi! În emisiunea asta te lași de fapt. Astăzi vă voi demonstra și vă voi arăta de ce a fost... de ce a fost anul 2014 important pentru voi și motivul adevărat pentru care v-ați reunit. Astăzi îl veți afla. Deocamdată, piesa Emotions. Arkansas Emotion. Hey! Aha! Hey! 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 Am aflat că e mai rău fără tine. N-au trecut nici măcar două zile. Ce dor nebun mă face iar să te sun. Sunt al tău, dar nu mi-e teamă să spun că am emoții, iubire n-am, fără un gram de emoții. Emoții, yeah. Ai fost acolo când te-am vrut, m-ai ridicat când am căzut. Ce sunt pentru mine? Oh, oh, oh. Hey! Ai fost acolo când
apeline. După războaie pace vine. Eu cu tine, eu fără tine, dar mai sărac sunt fără iubire. Atâtea cuvinte spuse de tine mă fac mereu să sper. În viața am pierdut, am și câștigat, dar am rămas la fel. Emoții, iubire n-am, fără un gram de emoții. Emoții, emoții. Ai fost acolo când te-am vrut. Sento pentru mine. Amintești tu și eu prin ploaie ne plimbam. Zi de zi fericiți în brațe ne strângeam. Și nicio grijă n-aveam, cu tine cântam printre stele. Ai fost acolo, n-ai fost acolo, ai fost acolo. Ai fost acolo, 2014, Horia. Se aduce aminte? Ai fost acolo. Și noi la tine. Am fost acolo. Ai fost acolo când te-am vrut. M-ai ridicat când am căzut. Nu am cuvinte să-mi spun ce-mi sunt tu pentru mine. Emoții de tremură nepoții. Era aia, am niște emoții de încat chiloți. Doamne, iartă-mă. Eh, ce vrei? Televiziune liberă acum. Da. Poți să spui ce gândești, nu? Aș vrea să discutăm despre investiții. Da. Trei investitori feroci. Cam Lau. Da, un investitor în... Am niște investitori străini. Spune-mi ce faci cu terenul din Năvodari. Bine, bravo. Bine asta. SRFB. Lucrez la toate. Se redesenează. Băi, deși atât aici. Fie, dacă vrei să faci un hotel, faci ce vrei tu. Un singur lucru, te rog. Și îți fac reclamă eu. Un singur lucru, te rog, atât. Fii atent aici. Pun o singură condiție. Nu te bat, nu te... Vreau Știu. Un teren de tenis. Asta te rog. N-am un teren sus. Așa mare. Are 700 sus la de metri. Sus la ultimul etaj, dacă vrei. Unul mic! Da. Unul mic! O masă, o masă de... Rămâne de... Și să nu cumva să te aud că mai avem loc pentru o masă de ping-pong. Auzi, să nu te aud. Că mi se pare că e acolo. În zona ta nu este un teren de tenis cumva sau mi se pare mie? Nu știu. Nu cred. De peste în partea cealaltă. Am văzut eu ceva. În partea cealaltă, unde stau eu? Unde stai? Vis-a-vis de tine. Ai apartament acolo? Da, partea cealaltă, vis-a-vis de tine. Tu vorbești serios? Da. N-am știut. Păi de ce n-ai dat în seama? Păi da, tu n-ai știut nici când am venit eu la tine în anul 2000 și câtva. A, nu v-am spus. Nu. A. Zine. Deci eu mă duc la omul, da. După ce făcuse cântece pentru tot felul de artiști și artiste. Curie, cu ce te serve? Nu, lasă servitul. Nu, okay, devia discuția. Da. Măi, și chiar am fost la el acasă. Am fost la el acasă, în Năvodari. Casa de acolo de pe ștrase, da? Era așa la roșu, încă nu făcuse, vrea să facă planul și mai departe. Și zic, las că facem o revoluție. Hai să facem o piesă, nu știi? Și nu m-am mai băgat în seamă după aceea. Era ocupat cu casa, cu crămizile de aia. Vai de venit și într-un moment nepotrivit. Ai făcut și tu aici, academia. Da, ce exact, înseamnă? Când ai făcut-o muncitorii, cum era. Nu e mort. Deveneau oamenii, nu hai Horia, nu mergem, nu sună facem, după regem, fier, sună după beton, sună după... Da. Dați-vă că mă bag unde nu fierbe oara. Cu actualitatea... Bine, asta era cu 20 de ani. M-am enervat. Da. M-am enervat foarte mult. Așa, și după ce ai fost? Și bineînțeles, mi-am dat seama după aceea. Cu cine a colaborat? Dă-mi să spun. Deci nu e vorba de terenul de tenis. Nu, e vorba de faptul că Lau colaborează singurii bărbați cu care colaborează sunteți voi, după ce urmează. Andreea Bănică. N-am mai colaborat de mult. La 20 de ani vorbesc. Ah, da.
vreau să dezgrop toți morții. Deci, Andreea Bănică, Elena Gheorghe. Reglați camera. Da. Ba da, mai e cineva. Bine, mai în spate, Animalix, Candy. Da. Reflex. Eu? Nu. Și după aceea m-am enervat și m-am gândit o chestie. Horia, nu este târziu. Vezi? Nu este târziu. Orice, că iar ne face cu Horia. Da, datorită ție mi-am făcut de orchestră. Orice șut în fund, un pas înainte. Da, vezi ce frumos e acum? Exact. Vreți să repet ce am zis? Un șut în șun. Orice put în șun, un pas. Un pas înainte. Da. E în engleză. Horia a întrebat altceva. Când facem noi piesa aia? Care... Dar asta cine ne oprește? Nu ne oprește nimic. Care tot o facem de câți ani? De câți ani, Horia, tot facem? Nu, îți spun eu. Facem de 20 face? De ani. Așa. Facem piese de 20 asta de ani, iar tu o să-mi spui, când toată lumea o să facă capă, mai am încă o țiglă de pus la casă. Cred că mă apuc de o casă nouă. Întrebi. Horia. Ce-am scăpat? Și că, bă, mă sună Horia. Trebuie să mă apuc de o casă. Pe 24, 25 sau 26, când vrei piesa? Când vrei tu piesa? Ceea ce vreau să te vorbim, îți spun ție, Mihai Dragă. Dar trebuie să găsim timpul potrivit, nu? Da. Este că, și acum iartă-mă că schimb registrul, este că mie mi-a făcut, mi-a părut foarte rău. Dar ce mie și mie? O să, când o să spun, o să îți dai seama despre ce vorbesc. Da. Când eu am auzit că pe tine te-a lovit foarte tare COVID-ul. Da. Deci eu n-am crezut așa ceva. Tu ești un bărbat sănătos, ca un urs. Și brusc a venit tâmpitul ăla de virus și ți-a stricat tot feng shui-ul. E, a luat și bani pentru asta, domnule. Dar știi că erau comentariile pe vremea aia, orice. Nu cred așa ceva. E, pe bune, pe ea, dacă citești pe Facebook. Nu cred așa ceva. Hai, domnule, lasă-mă câți bani și a luat. Nu cred așa ceva. Da. Mi-am luat bani, mi-am făcut în colț un chioșc. Ai niște poze. Sau, dar tu ai fost la ăla, la ATI, la zi. Da, la ATI. Nu, era fake, era acasă și... Nu cred că era un scenariu. Nu, mă rog, ca să înțeleagă oamenii, am fost pe bune bolnav. Adică nu a fost niciun trucaj, niciun bani luați și așa mai departe. Nu știu, o poză din spital, ca să înțeleagă lumea. Mai aveai mâna... Chiar am suferit. Da, unii chiar au suferit, alții nu. Sunt niște imagini pe care prefer să le țin. Nu, dar a fost unul dintre... Măcar așa, arată puțin aici, una așa, uite așa. Nu. A fost unul dintre... punctele tale de cotitură, practic, n-ai fost niciodată. Da, am fost la un pas. Saturația era de 50%. Uh-huh. Oxigenul, și țin minte că și am avut COVID și de fiecare dată veneam fiecare zi cineva și îmi lua saturația. Uh-huh. Exact. Dar la mine era 98. Eu mă învârteam acolo și cântam în nevolul și virusul și-a dat seama. Nu, domnule, n-am venit să fac asta. Băi, am avut în schimb un doctor foarte bun. L-am avut pe Ionache. Doctorul Ionache. Dar asta s-a întâmplat Alexin. În Constanța. Da, cu mine s-a întâmplat în Constanța și am ajuns la Medgidia într-un final, pentru că acolo la era... La Medgidia? Da. Deci ca da, să da, înțelegi, da. Nu mai erau locuri la nu spitalul locuri. De boli infecțioase, nici în județean. Și singurele locuri unde au găsit, prima a fost la Mangalia, mm-hmm. Te-au ținut 3 zile, cred. Mangalia? Și mai mutat la Medgidia. Mai puțin, 2 zile. Extraordinar. La Medgidia, da. Practic ai fost purtat în 3 spitale? Da. Nu, două. Două spitale. Mangalia, Medgidia. În Constanța nu mai erau locuri. Era valul atunci și... Băi, eu mă bucur că ești bine. Păi asta vreau să spun și eu, că bine că suntem aici la masă, uite. Băi, mă bucur că ești bine. Altfel nu ne mai chemai. Deci am avut noroc cu doi oameni în viața asta, cu tata, că mai să mă las de judo, și cu doctorul Alexie, că l-a salvat pe Mihai. Ce? Că suntem la masă asta. Auzi, eu vreau să intru în ecuația asta și trebuie să fi avut și o contribuție pe undeva. Trebuie să mă mai gândesc, mai lăsați-mă puțin. Păi hai mai toarnă puțin, vecine, că și așa noi... Dacă tot, cer mii de scuze. Dacă tot am venit în vizită vecine, știți? Mii de scuze. Mulțumesc foarte mult. Horia, nu vrei să facem o piesă aia acum, să o compunem pe loc? Ce-o ieși, o ieși. Aveți bandă? Dominor, maestre. Cu La 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 vrei? Hai să mergem cu La La La. La început nu facem versuri, ca să mergem pe La La La. Corect. Hai, băieți, voi improvizați niște acorduri. Da. Eu fac... Horia face strofa, Mihai antirefrenul, eu refrenul, Viorel... Eu mă retrag puțin, ca să aud de departe. A, Viorel îți face... Viorel. Du-te, că noi compunăm. Hai, faci versurile de afară, știi? Continuați. La 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 la. La 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 la
Mihai Brigiu. Cine-a să spună la mine cu mine, n-ar vedea nou, nou. Da-da-da-da, ma-da-da-da-da-da-da-da. Aici compuneam eu. Na-da-da-da-da-da-da. Ce nevoie mai de mine? Na-da-da-da. Eu ne caută concerte. Na 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 Londra, Tokyo, Washington. Na 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 na. A plecat. A plecat. A plecat în noapte fără niciun cuvânt. Ne-a trădat. Și m-ai lăsat în mână cu o bucată de unt. Da. E crunt. E crunt. Hai, e crunt. Hai, hai că ne încălzim. Compoziția merge mai departe. Să încep și eu ceva? Te rog, zi la un. Hai la un. Hai să schimbăm atmosfera altceva. Nu știu. Hai, dă-i sol minor. Că cam de acolo le avem noi. Tan, da, voi improvizați. Tan, da, na, 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 da, na, 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 na. Țin după voi, vă aștept de la voi schimbările. Zici drumurile noastre toate se vor întâlni toate. Și poate ele se vor despărți, dar avem de unde să știi. Poate drumul merge la infinit. Așa ceva. Dar nu știm, avem de unde să știm. Ce ni s-a pregătit. Ce ni s-a pregătit. Așa că hai să mai bem un pahar pentru viață. Așa că hai să mai bem un pahar pentru viață. Așa că hai să mai bem un pahar pentru viață. Și noi să luăm ca a fost, să uităm ce-a fost. Să luăm de la capăt. Să luăm de la capăt. Aia cu paharul e bună, restul bună. Mai, mai gândim. La pahar e foarte bine. Așa că hai, de la pahar. Cum era? Așa că hai. Așa că hai. Cum era, băieți? Să, așa că hai. Să
Eu te-am deja uitat. Băi, fantastic. Las banda înapoi. Așa că hai să ce ciobim un pahar de pentru viață. Să mai bem un pahar pentru viață. Mai bem un pahar. Așa că hai. Așa că hai. O bavato o cu și semnăm chiar acum. Londra, lăsați. Vreau să vă pup și eu, domnul Vasilescu. Lăsați. Și acum să punctăm refrenul pe care tocmai l-am găsit. Așa că hai să mai bem un pahar pentru viață. Îmi place. Așa că hai să uităm că mai poți. Să mai așa că hai să mai bem un pahar pentru viață. La mulți ani. Așa că hai să mai bem un pahar pentru noi. Dați-i rochise de la Sinatra. Ce-am visat, ce-am visat, să punem deoparte. E interesant ce a zis. Bine, al doilea vers trebuie să schimbăm, așa că hai să mai bem un pahar pentru viață, așa că hai, altceva, altă... Să mai bem un pahar pentru drum. Pentru ce am visat. Știi, să ne punem... Deplini. Să punem ceva deoparte. Să fie romantic. Să punem să fie... ceva deoparte. Deci vreau să spun, asta, piesa asta se face nu în jur corect, pe pentru clipul. Tot ce am visat. Și nu s-a îndeplinit în viața hai. Asta. Foarte bine. Amară. Deci fii atent aici. Mulțumesc pentru aplauze. Trebuia să vin, eu mulțumesc. Domnul Vasilescu, mulțumim. Lăsați. Nu mă pupați. Domnul Viral, cum vă descurcați în rolul dublu de artist și impresar al trupei 400 de. E foarte greu să fii nebun. Așa că hai că e bună. Deci rămâne, e înregistrată, gata. Rămâne. O cântăm pe când ai tu? 24-25. A rămas. Deci ne vedem în noiembrie la sala Palatului. Referul a rămas aici. Da, gata. Deci gata. O să zică lumea, bă, zice, ce mai ai cu să bem un pahar pentru viață. Dar știi care e problema cea mare? Care? Că fiecare va trebui să aibă cel puțin un pahar cu vin. Suntem antrenați. Asta rezolv eu, nu-i problemă. Asta e ultima problemă. Nu, rezolv eu situația asta. Okay. Cu zai aproape. Tu aduci vinul, eu pun în pahare. Personal, piesa putea să fie Te aștept să vii... Nu. Te aștept să vii... Da. În gara noastră mică... Eu. La, De obicei, eu le urmă. Nu cred. Da, nu întotdeauna. Cred că cel mai mare succes a avut piesa aia cu paharul. Să mai bem un pahar. Până acum. Horia, eu în piesa asta am decântat, de fapt, un vers. Un vers. În fiecare zi te aștept să vii. Și mi-ai dat foaie că le-am uitat. Ca să înțelegi. Adică pe asta o știu. Fiat da, aici. Da, Viorel. Hai, bravo, Vreau să-mi recunoști. S-a întâmplat ceva cu tine, nu mă mai cunoști. Știu. În sufletul tău. Să vii.
să vii. În fiecare zi te aștept să vii. În fiecare zi îți fac trei copii. Poate într-o zi îți vei aminti. Cineva te așteaptă să vii. Tu ești iubirea mea. Iubirea mea. Poate într-o zi îți vei aminti. Cineva te așteaptă să vii. Te aștept să vii. La Triangle Horia. Iertați-mă, dar nu știam că... Mulțumim, frumos, pe piața... mulțumim mult. Pe piața românească se profilează o nouă trupă. Suntem de exact ca cei de pe canapea la roșie. Cei patru. Cei da, patru. Vi prezint cei noi patru suntem. Sud-est. Ringo Starr, John Lennon și, bineînțeles, Paul. Deci noi suntem exact. Cei patru. Colegii mei dragi, dragul meu Vio. Da. Ce tare. Afacerea familiei se numește Casa Rustică. Da. Lângă restaurantul Casa Rustică sunt vecini. Este baza Mihail Cogălnician. Ah, da, corect. Cum comandă mămăligă un american de la baza Cogălnician? Hello, can I get a yellow corn meal? Yellow. Și el știe clar că e aia mămăligă. Nu, nu știu. Surpriză. Trebuie să polenta ori polenta. A, polenta. Yellow corn meal înseamnă mâncare de porumb galben. O întrebare din partea trupei, aveți și murături la Casa Rustică? Pickles, yeah. We have, yes. Bă, să știi toate. Pickles. Deci îți dai seama. Stai seama dacă da. Dacă mă pui să vorbesc, nu. Imediat, cel mai des borș, comandă platoul casei, tochitură dobrogeană, pastrană mădeoaie, da. Pălincă și vin la carafă. Bine. Da, în general sunt mâncărurile tradiționale. Nu avem o bucătărie, wow, nu știu. Da, clasică, putem să facem o clasică. Simulare? Noi suntem trei americani. Da. Tu vii și ne întrebi ce vrem de mâncare. Păi depinde. În engleză. În engleză. Bro, noi ne vorbim. Bravo. The rocket and a rifle. Tu vii și ne întrebi. Biden, of course. Bro, Joe Biden, yes. Okay, okay. Good morning, sir. Hello. Can I offer some food or first time we can start with the drink? Yeah, first time drink, please. We heard about palinka. Yeah, we have palinka, but palinka, it's dangerous because palinka have American. Yes, 50% alcohol. 50 cents. Can be dangerous for mine. Oh, 50 yeah, cents. We know. We want 50 yes. cents. Yeah, of course. We love 50 yeah. cents. If you drink more, we have a you have a problem with brain, mind. Deci, eu tu servești acolo cu toată familia. Nu servesc eu. Nu. Tu odată și servești, stai că nu. Nu, eu pun muzică de fapt. E DJ. Sunt DJ. DJ Star. Da. Pun cum să spun eu, toate genurile muzicale, nu există regulă. Deci poți să asculti într-o zi când vii și country, și rock, și nu știu, orice fel de piesă pe care n-ai auzit-o în viața ta. Nu mi-aș fi imaginat că tu ești, poți să fii DJ. Da. Sunt deci practic tu ești impresar, membru al trupei 4 Sud-Est și DJ? Și DJ, da. Pur muzică acolo, da. Băi, tu știați chestia asta? Da. Băi, ai fost acolo? Acum am aflat, Horia. Eu nu am fost niciodată. De unde să știi? E mai greu de înțeles muzica acolo pentru că se poate schimba oricând. Nu există o nișă. O să auzi rock, country. Concert vreodată acustic ai făcut la... Nu, e foarte greu, nu. Ei știu așa că sunt star în România, mă rog, start în România. Știu câteva din piesele noastre. Na. Iartă-mă, dar vreau să-ți vând chiar... Nu zici rock, nici mai mult pop. Da, dar vreau să-ți vând acum pop, chiar ideea. Da? Rustic, acustic. Tan-tan. Ta-na-na-na. Dacă nici asta, adică eu am stat la bazele acestei trupe de multe ori, da. În anumite momente, nu tot timpul, pentru că nu m-am mai sunat nimeni. Te referi la muzică lăutărească? Dar sau? Eu am stat lângă voi, mereu. Da. Dacă nu eram cu telefon, eram cu gândul. Da. Și acum din nou ți-am zis ce poți face. Adică copii, în la vară avem concert la Rustic. Johnny Cash, Folsom Prison.
Rustic Acoustic. I'm on fire. Ring of fire. Ring of fire, da. Adică da. Să nu crezi că nu, da, noi știm da, tot aici. Da, da. Și noi el e Johnny. Da. El e Cash. Așa. Probabil avem un card. Da. Iar încă o chestie importantă la restaurantul lui Vio este că el a făcut tot mezamplasul, da? Cu tot felul de elemente de arhitectură. Da, da, tradițional românească, da. Da, cu tot felul de lucruri luate din țară. Da, mi-a umplut mie este, da. Mașina cu mirosuri. Îți spun da. Eu. Mi-a umplut mie mașina cu mirosuri. Deci ori mergeam în, asta mergeam, zicem, în țară, mergeam cumpăra cu tot felul de plană de oale, ceramică. Și toate astea le-ai pus în restaurantul tău. Da, 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 da. Sunt pe pereți pe acolo. Da. Aș vrea și eu să contribui la restaurantul tău. Nu. Poftim. Te grăbi. Este. E mai... Este... E rustică... Din Corcinea... Mexic. Samaste. Cine aia? E din... Din Rusia. România de altă dată. Da. Cred că e din Japonia. Nu? Nu cred da. Că e Iorel. Nu, că... Hai să spunem din... că este, nu mai căuta da? La dinți. Deci ăsta e al tău. Da? Ok. Da, mulțumesc. Mai avem ceva? Horia. Da. Iorel. Deci un autograf. Autograf. Știi că e de la tine. Da. Pentru că trebuie să le arăt americanilor. Iată, Horia Brenciu. Păi da, americani mă știu pe mine. Cum se pronunță Horia Brenciu în engleză? Vezi că are număr de inventar. HB. Are număr de inventar. Păi da, mă, dar nu. Se spune că e de la Sinatra. De la Sinatra. Da? Brenciu. Da? Ok. Te rog, nu folosi vorbe de astea care... Brenciu. Mai vorbesc cu Siri, știi? Și... Nu, dar nu folosi vorbe care... Hey Siri. Dor. Hey Siri. Call Horia Brenciu. Laurențiu, nu folosi vorbe care dor. Nu l-ai găsit. Cum să nu te găsească că team? Ce naibii, că doar vorbim la telefon. Poate într-o... Deci, ai folosit niște vorbe care l-au durut. Așa, ca să vă spun, de exemplu, vineri seara am băgat iată Metallica. Am băgat tot albumul, dacă mă interesează. Am mâncat un când l-am salvat. De nu te găseam. Dacă ți-e foame, editați, du-te la Rustic. Da. Sau servești aici... Am și un restaurantul familiei, se numește Serenata. Da. Dar nu mă întreabă nimeni de niciodată. Îți dai seama câte restaurante avem de vizitat? Moca. Corect. Bravo. Vă așteptăm. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri, Moca. Call... Restaurante Moca. Call Horia Brenciu. Yeah. S-a oprit. Încă o dată. Trebuie să vorbiți voi. Horia Brenciu. Nu că am modificat. Hey Siri. Call Horia Brenciu. Just to confirm, you'd like to call Brenciu Horia, other... Yes. Hey Siri, restaurante Moca. Casa Rusica, mi-a Google Channel. Repeat. Horia Brenciu. Sorry, I can only call one person at a time. Și-a spus lui tata să este probabil ești. I-a spus lui tata că tata schimbă numele John Smith, că toată lumea știe. Domnilor, iată că pe TripAdvisor s-a adăugat un nou restaurant. Dincolo de Rustica avem și o serenadă. Cântă serenata care îți vine acum în cap. Lașa coanecoi artisti. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Tutti insieme, tutti insieme. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. Sono un italiano, hey! Un italiano vero. Vai. Bom, bom, da la 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 la. Io sono un italiano vero. Param, param, param. Bravo, bravo. Karaoke 97. Mamma, mamma, mamma Maria, mamma, mamma, mamma Maria, mamma. Sono
emozione che sarà perché ti amo, un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte, sarà più vicino, che se sto bene sarà perché ti amo. Io canto a ritmo de dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, arrivi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Che vola, vola, si sa, sempre più alto si va. Se vola, vola con te, il mondo è fatto per me. Se vola, vola, la, la. Basta una sola canzone per far confusione, che lo dentro di te. Bravo, Marian, bravo. Suntem mândri de tine. Mulțumesc. Astea sunt vorbe în italiană care... Da, dor. Care dor. Eu tot, eu vreau 3 sud-est. Ăștia, invitați ăștia din străinătate cu restaurante. Băi, când ne faci și noi un restaurant, mă? Uite, poți să faci aici, că l-ai deja. Horia, l-ai deja. Vrei să mai pleci în spectacole? Bine ai venit, podcast restaurant. Noi nu facem restaurantul italian, facem noi restaurantul colaj italian. Colaj sună bine, colaj. Vrei să mai pleci în turneu? De restaurant se ocupă sora mea. Bravo. Pentru că asta e ideea. Draga mea, mă bucur. Exact. Ca să poți să pleci, în spectacole. Mă bucur foarte mult că ai stat în timp ce eu sunt aici. La fel și la mine, că o să și... supere dacă nu zic. Da, sora da, mea și nu nepoata poți, mea. N-ai cum să... Pe bune? Da, sora da. Și nepoata. Ce înseamnă să aveți o afacere de familie? E un lucru frumos, e un lucru la care îi sfătuiți pe cei care vor să înceapă o afacere să se apuce? Chestia e asta. Un domeniu foarte greu. Da, foarte greu, da, așa foarte e. Foarte greu și... Bănesc că pandemia a fost jalnică. Da. Este și... Casă bânduită. Da. Casă, să fiu subtil. E un domeniu complicat. Foarte multe controle. Pă bune? Păi? Da. Nu mai face în restaurant? Nu mai. ANAF, ziceți, Zivirel, că le știi. ITM... Păi după piesa asta, după piesa aceasta, podcast o să vină toți. Auzi? Hai să dedicăm vorbe care dor... unor instituții. Da. Lăsați artiștii să facă ce vor. La șoatele artistii. Ele faceam o ce voream. Ce voream o e voream. Ce voream o horia. La noaptea am să plec. Mi-e greu, dar încerc. Vreau din mintea mea cumva să șterg vorbe care nu mai cred. În ființa mea e o luptă grea să nu privesc în urma mea. Și brațele le-am deschis, mă las purtat de vânt prin noapte. Vorbe care tot mai dor, vorbe se prea ușor în diminețile târzii. Vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor. Mai poate fi ceva între noi, sunt doar iluzii. Con la chitară în mano, el Cristiano, Cristiano Cutunio. Vorbe care vorbe spuse prea ușor în diminețile târzii. Vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor. Mai poate fi ceva între noi, sunt doar iluzii. Sunt doar iluzii. Vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor, diminețile târzii. Diminețile târzii. Vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor. Mai poate fi ceva între noi, mai poate fi ceva între noi. Sunt doar iluzii.
bun aici. Băi, ce hai, mă, că ești bun. Bravo, ești bun, tată. Negru meu, ești bun, fii aici. Era o chestie pe care vreau să o întâmplă și eu tot timpul mă strădeam. Vorbe. Și-a sărit peste ea, da. Da. Vorbe. De ce săriți peste ea? De ce săriți? E munca mea de viață. E partea mea. E partea mea. Parole. Vorbe. 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 Vorbe spuse prea ușor în diminețile târzii. Vorbe care tot mai dor. Vorbe spuse prea ușor. Mai poate fi ceva între noi. Sunt doar iluzii. Bravo, copii, bă! Bravo! Dacă făceam și noi o repetiție înainte, era mai bine. Tocmai asta e ideea. Alo! Da. Alo! Contract. Sunteți varză! Domnul Vasilescu! Alo! Da? Alo! Asta e emisiune, domne! Asta e! Dar ce vă uitați, dacă nu vă place? Da. Laurențiu, de numele tău este legat și parte din succesul, după cum am spus al celor cât mai sus menționați, Animal X, Candy, Andreea Bănică și piesa Lănei Gheorghe. Da. Pentru faptul că nu am putut colabora până acum, ai o pedeapsă. Reproduce. Să reproduci acum, da, refrenul de la Balkan Girls, piesa care s-a dus, correct, la Eurovision. Ha, da. Păi, dar crezi că nu mă interesează. Nu mă interesează. Dacă te ajutăm, știu. Balkan Girls, they like to party like nobody, like nobody. We're crowded light. We'll shine so bright. The Balkan Girls, they like to party like nobody, like nobody. For crowded light. We'll shine so bright. It's time for me to unwind. I'm gonna start my weekend with gin tonic and lime. My girls, take me for a ride. Ready to party and looking so fine. I wonder if beyond this there could be something better. I feel so good tonight. Don't wanna end this night. The Balkan girls, they like to party like nobody, for crowded light. We'll shine all night. The Balkan girls, they like to party like nobody, for crowded light. We'll shine all night. Bravo! Ai scăpat și pedeapsa asta, mă! Felicitări, Laurențiu! Trei studenți se va duce vreodată la Eurovision? Nu. E pe riscul prea mare să cazi de la înălțimi prea mari. Nu. Băi, îți dai seama... Nu, politică. Nu, nu, că nu mai... Rephrase the question! Horia s-a uitat fix la mine, știi? Te vei duce, Viorel, la Eurovision? Se va duce vreodată la Eurovision? Două piese de rap. Dar la ce ne-ar folosi? Nu știu. Exact, dar ce să ne ducem? Îți dai seama dacă vii cu un loc prost sau nu treci de semifinală, că te-ai nenorocit. Parcă simți așa toată România pe umerii tăi, știi? Mm-hmm. N-au trecut de semifinale. V-am zis eu că slabi. Nu știu ce ne-a plăcut la muzica lor, dar slab, domne. Acum mi-am dat seama că sunt bravo, slab. Da. Am fost mințiți toată viața, am ascultat o muzică proastă. Am o poză cu echipa voastră. Tu du-te dacă vrei. Nu, dacă mai trebuie să mă ducem. Deci echipa voastră. Da. Nu asta. Asta. Da. Andy Moisescu, Vali Bărbulescu. Și Horia, unde erai? Făceai poza tu. Da, eu făceam poza. Am o întrebare. Scuze. Trupa noastră de dans, Sud-Est Style. Da, la Brașov, la Brașov. Noi la Brașov. Iată de aici, o întrebare, 32 de puncte. Nu, băieți, este generația intern... Nu, știu. Generația pro. Locația, zic. Nu, fii atent. Hai la București. La București. Mă întreb, ProTV, da. Cine este acum alături de voi în echipă după atâția ani? A rezistat cineva? Sau a schimbat tot în echipa de dans? În echipa de bază? Nu. Mai cineva din echipa aceea acum în echipa voastră? Nu.
Din dansator și din asta nu. Nu mai nimeni. Știi cine mai este? Roli mai este, dar el atunci nu era, era inginer de sunet la studio. Da, nu, aici nu e Roli. Și acum se ocupă de management. Dar nu era în echipa aia de atunci. Exact. Dar un singur om mai e de atunci. Noi trei și un singur om. Restul? Da. Deci, mai sunt eu și voi. Da. Horia, da. Care da. Făcea poza da. Și... Suntem noi patru. Da. Yes. Mihai mai vrea puțin vin dacă ai Horia, pentru că l-a băut. Am cer mii de scuze. Aș vrea să vă spun un singur lucru. Nebunule. Ieri noapte m-am trezit și am zis așa, dom'le, eu vreau să cânt piesa asta cu voi, pentru că este una dintre cele mai interesante, mai ales că de mult timp eu, mie îmi veneau niște două versuri. Versurile sunt următoarele. And now, lumini pe bulevarde, e noapte în București. Astea sunt scrise într-un stil pe care tu nu l-ai... Nu, asta, aici nu-s versurile mele. La piesa asta am colaborat cu Alex Pelin. Ah, Alex. Da. Eu am colaborat cu Alex Pelin la Hello, la piesa asta. Și Alex a făcut strofa asta cu tot cu versurile lui, până în refren. Am înțeles. La piesa asta era doar... Deci e clar, mai avem două ore de concert. Instrumentalul și refrenul. E foarte interesant. Iar era blocaj la strofă și am dat lui să facă și a găsit rezolvarea. Un băiat foarte talentat. Scrie frumos. Nu găsesc telefon. Deci pe mine nu mai sună. Ok. Apelul lipsă. Nu, domne, nu mă sună. Ce vrei? Nu te sună. Cine are nevoie de versuri? Ce, cred că o știm. O știm, dar dați-mi mie, pentru că mă avânt o stare mai euforică. Dragii mei, este singura melodie care poartă în ea numele București. Da. Da. Aveți vreo melodie care poartă în, e un nume acolo, tip Constanța sau Năvodar, niciodată. O schimb eu la fiecare spectacol. Da, bravo! Deci, hai, zice... e noapte și dacă n-ai silabele? Nu știu. București. Câteodată, nu, știi ce este? Costinești, e cel mai mișto. Dacă n-ai rezolvare, o dai cu Costinești. Că ei n-au bulevarde, știi? Dragii mei, astăzi pentru voi, din partea acestor trei magi, magii cum săriră, steaua și pornirea, avem un... Cine ești? Cine ești și ce vrei, spune-mi drept. Hai spune-mi că nu sunt un prost, că te-aștept. Și toată povestea că tu vii și pleci mă omoară în cer. Sau din București, cine e? Mulțumim. Cine e și ce vrei, spune-mi drept. Hai spune-mi că nu sunt un prost, că te-aștept. Și toată povestea că tu vii și pleci o moară ce. Cine e? Cine e? Cine e? Bravo! Auză! Băi, acum ai descoperit vocea la omul ăsta. După atâția ani... Să știți că e foarte bun. Să știți că e foarte puteți bun. Puteți să luați cu dumneavoastră, că face treabă bună. E băiat liniștit. Descoper, e atât de sănătoasă și da. Înfiptă și cărnoasă. Hai, vă mulțumesc. Cum te cheamă? Viorel, mulțumesc mult. A, nu pe el. Viorel, da. A, da, da. Să știți că își caută de mult de lucru, dacă îl doriți. Dragii mei, în filme am ajuns mult. La un moment foarte important. Sfârșitul emisiunii. Mai avem o foaie. Înainte de sfârșitul emisiunii, vreau să vă spun că... Nu v-ați plictisit, adică nu, oameni de acasă. Se termină emisiunea? Mai avem câteva sticle. Să mai punem puțin. Mai avem de câteva... Eu până acum am păstrat acest lucru. Eu știu adevărul.
Nu scăpați de mine. Corect. Voi v-ați reîntâlnit datorită mie. Asta vreau să vă spun. Da. Iar acum da. Vă voi arăta date. Date tehnice. Date tehnice. În primul rând aș vrea să vă spun că există pe internet niște elemente foarte clare care arată așa. Da, mă. Acești trei oameni da, corect. Aveau pe ei scris 4 sud-est. Da. Era în 2014. De asta 4 sud-est. 4 Beatles. 4 sud-est. 4. Noi pe canapea. Bineînțeles, pentru că opinia publică așteaptă și vizualizarea exactă a acestei situații. Iată-i pe cei de la 4 sud-est. Aș vrea să dai și momentul în care îmi dai un șut în fund pe scenă. Dacă se poate. Nu se vede. Poți să-l caute. Dar poate să-ți mai dau unul acum. Pentru că după aceea, după ce ați văzut succesul 4 sud-est, ce v-ați gândit? Să ne despărțim de tine. Băi, nu. Te-ai gândit, bă, ăsta, aoleu, stai că dacă vine ăsta avem probleme cu mâncarea. Cazarea, transportul. Și brusc... Nu mai are loc în mașină. Nu mai bine noi trei împreună? Ne-a zis nouă cineva odată, Laurențiu, eu nu eram dansator, eu cu Mihai, și tot mergeam în spectacole cu Laurențiu. Un organizator de spectacole, la un dat Laurențiu ne-a zis, băi, nu-i mai lua pe băieți, așa. Nu Laurențiu a zis. Trebuit, mă rog, nu-i mai lua pe băieți, să vină tu, împarți tu, nu știu ce, nu mai veni cu băieții a doi. Și... Ce ți-a zis, Laur? Că... Băieții îmi sunt foarte dragi, dar nu mai au loc în mașină. Deci un așa, refuz adică politicos. Sunt foarte buni, dansează foarte bine, dar nu mai au loc în mașină. Adică nu există microbuze mai mari, nici mai mici. Așa pentru că țin foarte mult la voi, da. V-am pregătit un moment care putea să fie piatra noastră de temelie, a fost și fost de altfel, piatra noastră de temelie pentru trupa noastră 4 sud-est. Vă rog foarte mult să respectați, nu săriți peste cuvinte, da. Vreau să fiți serioși, okay. Pentru că nici nu știi, concluzia, nici nu știi când din 3 se transformă în 4. Dragii mei, să-i dăm drum. Iar acum, okay. Pe micile voastre ecrane de telefon, televizor sau laptop, formația 4 SE Sud-Est. Asta e? Prima armonie? You are my fire, the one, the one. Desire, believe. When I say I want it that way. Show you how. I've got a question for you, answer now. Michael,
sud-est. Da, mă, bun asta. 4 sud-est. All right. Eu zic să vă opriți din să mai nu mai bem. Adică, mă rog, dacă vreți facem o pauză. Aveți vreun exemplu de trupe care s-au despărțit și s-au reunit? Da. 3 sud-est. Da. Mai sunt. Zi. Asia. Păi Asia vor reunire acum. Body and Soul. Body and Soul. Body and Soul? Da. Da. Da, s-a reunit Body and Soul? Da. Și din afară? Din afară, nu prea. Din afară tot noi. Republica Moldova, Italia, în diaspora. Băi, fii atent. Ne-am reunit și în diaspora. Da. Bun, fie altă întrebare. Care trupă v-ar plăcea vouă să se reunească? Ai cam un cuvânt, am un... Să dau eu tonul? Păi, uite, românești. Asia de românești, exemplu. Nu? Trupe românești? Trup, da. Mai nou Sweet Kiss, iară. Nu cred. Da? Care era piesa de la Sweet Kiss? Alina. Eu aș vrea să se... Dar nu cred că e mai posibil. Ozonul, mă. A, da. Da, mai ea. Da. Tot așa s-au reunit pentru câteva evenimente. Sporadic. Băi, astea-s niște... Nu vreau să comentez. Nu vreau să comentez. Când ai ceva interesant, frumos, vocile voastre sună senzațional. Voi sunteți trei tipologii de oameni, dincolo de faptul că v-ați cunoscut la o pompă. Deci, de și după aceea ați intrat direct... Căile domnului sunt necunoscute. Căile show business-ului, la fel. Mai ales că ați intrat direct de-a berbelea cu la omul ăsta, la Fantazio. Da, 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 da. Păi deci, ăstea mi se par cel mai tare întâlnire în viață. Da. Da, să vezi cum a fost întâlnirea noastră cu Laurențiu. După ce o povestesc, da? E jenant? Cred că ai mai povestit-o. Da, mai am mai zis-o de multe ori, da. Pentru noi, Laurențiu era omul care reușise. Noi doi, eu cu Mihai, eram original dance, doar dansatori. Nu reușisem. Era ca un zeu pentru noi. Era ceva de neatins. Cum reușisem se face pe plan să... local. Plan local, da, nu contează. Se spunea Zeus? Nu contează. În momentul în care îți dorești, oricine poate fi, acel cineva care te poate învăța, care lângă el poți să evoluezi, nu? În orice domeniu. Și Laurențiu ne-a zis după spectacol: haideți veniți să stăm de bărbă. Eram în culise, nu? Da, în culise, în camera unde schimb actorii. Și am intrat acolo și oare ne ia cu el să dansăm, oare nu, oare aveam emoții, nu știu ce. Și a început Laurențiu să se schimbe. Și a spus să povestească: ba, bravo, îmi place foarte bine, nu știu ce. Și a dat jos pantaloni și s-a schimbat. Și la un moment dat și-a pus alți pantaloni și a ridicat un picior să-și pună Adidas-ul. Momentul în care s-a întâmplat ceva brusc pentru noi, în care s-a stricat puțin imaginea, ne-am dat seama că el e om ca noi. Zeus e om ca noi. Ce s-a întâmplat? Și-a pus piciorul să-și pună Adidas-ul, așa? Numai că am văzut cartoful mare de la degetul mare ieșise prin ciorap. Ciorapul rupt. Ciorapul rupt. Dar ce, mă? Zeul avea ciorapul rupt. Zeul avea ciorapul rupt. Și atunci au dat seama că da, putem să colaborăm. Da, e un ca noi. Ne-am dat seama că sângerează. Nu știi ciorapii aia care... expresia love. Da. Life sucks. Da. Și eu eram copii sărași. Nu știi că, da, pe vremea aia mai și coseam. Despre asta este vorba, da. Și asta n-am fost singura întâmplare. Purtam niște pantofi pe atunci, ideea care se zilaur, care se rupeau repede în talpă. Se tocea talpa foarte repede, le crocodil, sau nu știu cum ne-a de la turci, 50 de lei perechea. Iartă-mă, dar și tu ai trecut prin viața cu chestia asta, dar și tu ai avut o întâmplare mai nefericită. Nu era nefericită, era normală. Nu atunci. Și noi aveam ciorapii la fel de rupți. Dar nu, dar n-am avut exact. Noi aveam, nu numai ciorapii. Și chiloți. Și chiloți, da, bravo. Hai că, ce sunt. Hai că știu că și-am fost pic. Fiat. Ai avut o întâmplare pe care, când m-am gândit la ea, m-am zbârlit tot. La un moment dat mâncai. Furculițe. De asta am pus furculițele astea, pentru că sunt furculițele care nu se rup. Da. Astea chiar de rămân câte acolo. Ori, de câte ori am... De câte ori am pus o furculiță de plastic și mi s-a rupt în față și de fiecare dată am căutat partea aia care s-a rupt. Da, păi a fost un episod care... Fatal. Putea să fie fatal, da. Da. S-a întâmplat la Pitești, eram înaintea unui concert. Chiar înaintea unui concert. Da. Și am comandat de mâncare la cameră, pentru că era timp foarte strâns, nu mai aveam timp să comandat înainte să ajung. A venit mâncarea, ne-am sincronizat, grabă, știi cum, eu și... Recunosc că și mănânc foarte repede, dar atunci și mai repede decât mult normal. S-a rupt o bucată din furculița, am simțit că s-a rupt, dar mintea mea a fost ca sărit pe undeva, știi? Nu m-am gândit că de fapt rămâsese înfiptă în mâncare. Mâncare, da. Da. Și cum sunt haplea, amestec repede și așa,
când am înghițit, bucățica aia de plastic s-a înfipt în esofag. Wow. Și am, bineînțeles că mi-am dat seama că e ceva în regulă, nu puteam nici măcar să mai vorbesc de durere, și am sunat la ambulanță. La ambulanță m-am dus, am mers la spital, numai că la spital nu aveau endoscop. Endoscop. Ca să-l scoată. Și mi-au spus dacă puteți să așteptați până dimineață că... Nu pot să cred, o noapte întreagă să stai așa cum... Păi nu... Și apropo de asta o să vă spun la final ce se putea întâmpla. Avea spectacolul peste da, am oră, bineînțeles că spectacolul s-a amânat. Am plecat de la București, de la Pitești, a fost ideea mea. Zic, hai să plecăm la București. Am plecat cu un coleg. Cu durerea în gât. Da, nu puteam nici să mișc gâtul, eram așa. Am ajuns acolo și mi-a spus o doamnă care era acolo la urgență că e doar, că cu siguranță e doar o senzație. Nu, doamnă, simt, e în gât. Nu, că e, câți vin cazuri de-astea cu os de pește care sunt zgâriați pe gât și au senzația că e un decor străin. Zic, eu nu plec până nu îmi puneți, nu-mi scoateți bucățica de... I-am și arătat, focusem poză la furculița și se vedea de pe colț bucata lipsă, care era cam așa ceva, foarte ascuțită. În vârf? Da, e ascuțită. Era cuțit. Deci nu era dintele... Nu, e o băgată din lateral. Era partea opusă. Era mai ascuțită decât că dinții furculiței nu erau chiar așa periculoși și ascuțiți. Da. Cu partea ruptă dintr-un dinte. Da. Și a pus endoscopul. Am și filmare, o să o arăt în privat. Când intră cu endoscopul și mi găsește, efectiv, era perforat esofagul și jumătate din acea, din plasticul ăla, trecuse de... Adică era înfipt jumătate partea cealaltă. Mi-a spus și mie un doctor, apoi la Constanța, un doctor Orelis, Dumnezeu să-l ierte, domnul doctor Loghin, mi-a spus atunci că dacă mai stăteam, era riscul, fiind un corp străin, ca să se ducă în partea cealaltă, în mediastin, și acolo sunt, am înțeles, toate vasele de sânge care au legătură cu inima, ceva de genul ăsta, în spatele esofagului. Așa am înțeles, poate n-am înțeles bine, că nu mă pricep. Și spunea că putea să-mi fie fatal dacă trecea dincolo de esofag, se ducea în mediastin. Da. Deci a fost, și la scurt timp, Mihai, deci am, cred că a fost la câte luni? Câteva luni. Că noi am avut în septembrie problema? Nu? Și tu, sau, nu? 2-3 luni după mine ai fost tu cu COVID-ul. Da, până în iarnă, da. Da, așa a fost. La câteva luni, Mihai. Deci au fost niște energii care ne-au dat târcoale. Niște cumpene. Urâte în jurul nostru, care cumva s-a vrut unul să plece, sau doi. Dar uite că suntem, suntem aici cu Horia, avem un par de să bem pentru asta și să repetăm ce am compus noi astăzi. Da, ce piesă am compus noi astăzi. Mai știi cineva refrenul? Nici eu. Să bem, ăsta e tău. Scuze-mă, Horia. Ce piesă s-a compus astăzi, Horia? Cum era? Să ridicăm un pahar. Să bem pentru viață. Pentru viață. Da, la sfârșit era. Pentru ce am visat. Pentru ce am visat. Vorbesc serios că asta o facem. Nu întâmplător să vă par pentru viață, că suntem în viață. Și suntem în viață. Trebuie să ne bucurăm, să ne apreciem acest dar minunat, unic, numit viața. Da. Mai ales că acum avem cu toții responsabilități în plus decât aveam acum 20 de ani. Corect. Așa este. Familiile noastre. Da. Să bem pentru noi și familiile noastre. Uite, ce-ar mai bea și... Practic! Ce-ar mai bea și... Practic, James era Brown. Să mă pierd. Dar nu v-am pierdut. Da. Nu. Ai auzit ce am zis, nu? Ce-ar mai bea și James Brown cu noi, da? Să spună... I feel good! Dă-i mă și lui. Să bem pentru James Brown. Se bucură și el de pe lumea elaltă. Wow! Nu cred. James, cântă-ne! Oh, oh! La mulți ani, James Brown! Bravo, James! Dă-i de bolul ce intră! Nu, el vrea doar... Pe plată, da. So good, so good. Fenomenal. Thank you, James. Ați fost James, iar acum, dragii mei, bless you. Ultima piesă 3 Sud-Est din acest... sezon. Din acest sezon de podcast. Care este? Eu personal n-aș fi putut să-mi imaginez vreodată că te voi pierde. Că v-aș fi putut pierde. Din contră, iată, planurile se îndreaptă către noiembrie. Deci, adică către noiembrie să ce? Eu nici nu mai dau versiunea altă parte, da, știi? Normal, la mine. Deși eu cred cel mai puțin, eu vreau versiunea. Lasă-mi eu. Da, okay. Așa.
Yeah. Băi, ce clip a fost ăsta? Să cred că tot ce s-a întâmplat nu poate fi adevărat. Privesc în ochii tăi și nu înțeleg de ce sunt chiar așa de răi. Iar acum, doamnă și domnilor! Eu tot spectacolul am cântat așa. Și pe-am dat și seama că se poate ridica asta. Și asta se poate ridica, da? Da, mă, da, să cânti așa. E, ce prost sunt. Până acum am glumit, am vorbit, ne-am adus aminte. Exact. De acum gata. Începe emisiunea. Colegi, vin întrebările! Horia, putem să le luăm să cântăm. Sunați în direct, chiar acum! Ce zici? Putem să reluăm emisiunea, să cânt și eu cu microfonul mai sus? Evident! Dragii mei, urmează niște întrebări pe care le-am pregătit de o viață, aș putea spune. Mama mia! Mama mia! Fii atent aici. Da. O întrebare pentru toți trei, să ne încălzim. Ok. Cum s-ar fi numit trupa dacă v-ați fi născut în Islanda? Ball Space. Ce? Balls Space. Wow. Ce înseamnă asta? Ei, ce înseamnă asta? Ai uitat? Spațiul dintre glumă. Balls. Înainte... Tauri, mă, nu? Ce? Nu. În Islanda. Nu, mă, Ball Space. Bilele spațiale. A, bilele spațiale, mă. De unde, stai puțin, că eu tot ce spun are legătură. Noi înainte, până să ne reunim, nu aveam nume. Prima oară am dus la radio Costinești, pe undeva prin Costinești, ne-am uitat la... TFN. Știi de trupa TFN? Ne-a invitat în emisiune să cântăm piesa Ai plecat pe atunci. Cei de Radio Costinești, Pro FM sau... Pro FM. Și ori acum vă cheamă. Păi nu știm deocamdată că nu ne-am pus nume. Și cineva au făcut glume cu noi. Prezentatorii din spectacol au zis trupa TFN, ce părere aveți? Ha, 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 trupa fără nume. Noi, ce e aia? Trupa fără nume. Și cineva din spate a zis Ball Space, ce părere aveți? Sună mai bine. Deci, glumițe de astea. Și atunci ne-a rămas în cap și... În islandeză, tu m-ai întrebat. Uite cum numim noi islandeză. Frir Sjöwester. Păi din coadă! Frir Sjöwester. Aștia sunt. Era această seară, trupa Frișmrișter. Frișmrișter. Din mănăștură. Frir Sjöwester. Sjöwester. Extraordinar. Frir Sjöwester. Și în engleză? Apple Strudel de mea. Frir Southeast. Tre sudeste. Drei sudosten, ia bite. Dar știi în italiană, trei rei sudest, trei regi sudest. Hai, lasă-o în bonte, hai că calmează-te acum. Ok. Ești un om simplu. Are dreptate. Arată-mi ciorapii. Lau, climă caldă sau rece? Caldă, întotdeauna. Vio. Caldă, cât mai caldă. Vio. Soare. Iarnă, zăpadă. Cu bazele astea americane nu știi niciodată. Ce nume de spion ai avea? 007 Vasilov. Cat. Vasilov. Spun eu. Vasilov. Vasilov. Băi, te scoateți, mă. Valeriu. Vasilov Grătarov. Valeriu. Bună, sunt Valeriu. Vasilov Grătarov. Grătarov. Mihai. Da. O întrebare grea. Da. Piesa ta preferată la 3 Sud-Est este? Bă, sunt mai multe.
Top 3. Top 3. Deci da. Asta din jumătatea mea mai bună. Aha, cu Andra. Ok, da, cu Andra. Stele. Și cu mine, piesa cu mine. Și Vorbe care dur, îmi place. Da, la refren. Bine, eu am spus așa, rapid. Dar sunt mai mult. Focul. Iar o piesă Focul, mișto. Da, da. Cum sună Focul? Ce foc ai pus în inima mea, că n-am simțit niciodată așa. Nici ploaia nu se poată să stingă focul vreodată. Ce foc erai plecat din țară când am lansat-o, exact, știu, mi-ai zis în Islanda. Erai în Islanda, la plajă. Nu nimic. Data viitoare, când mă întreabă cineva, care este piesa voastră preferată de la 3 Sud-Est? Aia pe care o vom lansa cu Horia, cu vinul. Da. Bravo. Bă, parcă stau în grădiniță aici, bă. Eu nu mai... Gata cu joaca. Ok, ok. Să cânte băieții. O cântă când o pregătim. Trebuie să dăm, trebuie să dăm banda înapoi. Păi așa o să facem. Armoniile mai tici. Iar acum, pentru că pentru voi, iată piesa pe care e refrenul. Așa că hai să mânem un pahar pentru viață. Îmi place. Așa că hai să uităm că au mai fost și să mai bem un pahar pentru frumos. Hai cu noi. Așa că hai. Asta era, asta e, vezi că uităm, normal, hai să bem, e chiar hai bună, să ridicăm un pahar hai de vin. Horia, dar poți să ne o cânti acum puțin, ai reținut-o? Nu, acum trebuie băi, să continuăm cu versul. Mare bișichet de făcut, mă. Bișichet. Băi, lau, mă. Mare caragiale, uiți repede, da? Înainte, nu uita așa repede. Păi, nu... Băi, mare... Se taie la unde montaj. Unde te-am cunoscut? Băi, montaj. Când mi-a făcut-o mie Horia la sala Palatului. N-a vrut să mă salute, n-a vrut să mă pupe, să mă ia. Nu cred așa ceva. Deci nu cred. Viața trece. Nu cred așa ceva. Da, ce mi-ai făcut acolo? Mă rog, mie îmi trece repede. Deci asta a fost o neînțelegere absolut colosală. Deci exact, mi-ai înfipt cuțitul în inimă atunci, pe cuvântul da, meu. Da, și a fost foarte da, eu am uitat. Și după aia te iubesc foarte mult. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Puneți banda, martor. Puneți banda, iară. Puneți banda. Nu. Caseta, Nu. Nu, las-o așa. Nu. Nu, să punem banda. Nu, fie de aici. Deci când am auzit chestia asta, am rămas uimit. De, el nu era pregătit psihic, adică să te întorci cu spatele. Zic, să le iei pe el primul poate. Braț. Exact. Și tocmai pe lângă el ai trecut. Exact. Sfidător. Îndreptându-te da, către Viorel. Bine. Stai. Nu, stai acolo. Horia. Stai acolo, Horia. Te rog, aș vrea să te iau în brațe acum, Horia. La momentul oportun. Stai. Da, gata, s-a rezolvat. Gata. Bravo. Deci eu nu fac așa ceva, știi? Dar... E. A fost o scăpare. Nu uitați că nici eu... Chiar nici eu, nu sunt perfect. Mergem mai departe. Scuze, înainte, da. Mă uit la paharul lui Mihai, tot mai gol. Băia într-una... De ce? Bă, dacă te simți bine ce în emisiune. Nu, îmi cer scuze, eu, gata, e asta e. Pune, mai ai sticle? Că știu că ai luat pentru noi o navetă, dar hai. Chiar o navetă. Atenție! Lau, da. Dacă ai scrie o carte despre voi, cum s-ar numi? Noi. O carte despre noi? Păi nu, am continuat... Amintirile. Cea mai frumos nume. De acord? Hitul nostru. Da. De fapt, da, amintiri. Da, corect. Amintiri. Ce da. Poți să scrii decât ok, amintiri. Bine. Și noi suntem... Amintirile puncte și noi suntem... Amintirile puncte noastre. Da. Amintirile noastre. Vio. Da. Guvit de mare neagră sau ton de Atlantic? Guvit de mare neagră. Ce frumos. Patriot. Ține cu guvizii. Știi că sunt din ce mai puțin. Nu mai garantat. Da. Pescuitul excesiv, poluare, tralala. Da. Din ce mai puțin. Eu cred că asta e vara noastră. Vorbim doar despre asta. Vara și... guvizilor. Că veni vorba de guviz, nu? Asta da. E... nume de cod. Da, era înainte atât de mult și pescuiam la stafilopozia. Dacă întrebi pescarii când vezi vara acum cu guvidele, tot mai puțin, că nu prea trage, că nu prea mai sunt, da. Mihai. Turneu 3 Sud-Est în România sau concert 3 Sud-Est la Londra? De la Londra acu și că am venit. Da.
A fost recent. Că... Am cântat pentru români și pentru românii noștri din Republica Moldova. Repet, ce scuze să-ți recrutau? Turneu 3 sud-est în România sau concert 3 sud-est la New York? Îmi pare rău, n-am înțeles eu. Turneu. Turneu, în România. Da. Nu, și care faza? Important e să fie turneu. Nu contează. Londra, pentru că, nu știu, am senzația, eu personal, că? Doar părerea mea strict, da? Eu cred că publicul nostru. O parte din cartea Amintirile... Sunt acolo, în Londra, da. Bruxelles, America, Germania. Când se difuzează podcastul? Italia. În aprilie. Mai avem o săptămână până la Paște. Aha, Paște fericit. Bun. Paște fericit. Paște fericit. La final, nu acum. Paște, și dragi români, vă așteptăm la sfârșitul lui aprilie. Așa. Mihai, zic datele 24, cred, 24, 25, 26, la Padova. La Roma, Padova. Roma și Milano. Toți românii și... La Padova, Roma și Milano. Iubiții noștri români și românii din Republica Moldova. Îi așteptăm cu drag acolo. Și veți cânta și aia cu Eu sono innamorato di Marina. Și posibil clar. Să fie și München. Da. Și insieme. Uite ce, spunem clar, nu. München, Padova, Roma și Milano. Și nu uitați, vând Trabant. Trabant de vânzare. Decapotabil, nu orice Trabant. Nu uitați să urmăriți canalul. Pentru cei care dați mesaj acum, dacă vine și Horia, eu pregătesc ouăle de Paște acasă, ca atunci când se întorc colegii mei de la 4 Sud-Est, să aibă și ei balls on fire. Space balls. Lau, yes, sir. Backstreet Boys sau NSYNC? Backstreet, de la NSYNC îmi place Justin Timberlake. Backstreet Boys ca trupă. Cine e Justin Timberlake? E băiatul care... E cu fata aia, cu Jessica. Cu acum știu. Așa. Deci, dacă ar fi să aleg, mi-e greu. Dar Justin de la NSYNC și trupa în sine, Backstreet Boys. E greu. Vio! Ileana Sărăroiu sau Maria Ciobanu? Ileana Sărăroiu. Băi, ești neschimbat după atâția ani. Băi, ești neschimbat. Da. Nu. Sandale sau mocasini? Sandale. Vara. Așa ești... Vezi că o să vin vara asta la restaurantul tău, la Rustic. Te aștept. O să pun o mustață falsă și o barbă falsă. Da, facem grătar în spate acolo unde stau eu. O să vezi, o să-ți placă. Fii de aici. Intru în restaurant. Salut, Mihai. N-am treabă. Nu, că vara avem terasă. Hai că ne vedem mai târziu. Vara avem terasă. Lasă, nu, terasă. Da, și fii că uite cu băieții, cu trupa, facem un grătar. Ne vedem mai târziu. Păi nu, acum... Da. Fine, promisiuni, da. Tu să vii. O să ajung la serenadă okay. Pe urmă. Da. Serenadă pentru... amici. Te așteptăm cu drag. Abia aștept și o să văd. Mihai, ce tatuaj ai face colegilor tăi de trupă? Ups. Lor? Da. La fiecare. Luvio, uite la fața mea. Ce tatuaje? Bă, nu știu, le-aș... Maghez de 6 sau... Eu mi-am tatuat numele copiilor, dacă vor să-și facă și ei lucrul ăsta. Nu, e vorba de asta. Nu, e sentimental. Așa, te uiți la fețele noastre și zici, bă, Vio, s-ar potrivi Maghez de 6. S-ar potrivi o sirenă. O sirenă. Da, o sirenă. Și lui Lau ce înseamnă? Două sirene. Depinde de care sirenă. Sirena de alarmă. Sirena de la... Acum era pe vremuri, mă? Sirena trasele de alarmă sau de incendiu. Exact. Perfect. Lau, Harry Potter sau Lord of the Rings? Lord aici of the pe Viorel loviți-l, că eu nu scu fanteziile. Lord of the Rings îmi place la nebunie. Sau The Hobbit, da. Da, ai văzut acum de pe Prime, Amazon. Continuarea cu inelele. Da, într-adevăr. Simalirion, ceva de genul. Mi-e foarte greu să pronunț la ora asta, pentru că având în vedere ora târzie la care ne filmăm, aproape de 3 dimineața. Da. Ți nu-ți plac serialele? Nu zic, nu scu astea fanteziste așa, mai... Și serialul tău preferat care ar fi? Nu știu, nu-mi vine ceva în cap acum. Habar n-am. Fie că n-ai serial. Bă, m-am mai uitat pe Netflix, dar... Îmi place Meteo la nebunie. Dar eu ultimii 23 de ani mi-am petrecut în studio alegând tobe. Asta a fost viața mea. Care este soundul tău de tobă? Ce premier îi place? Soundul meu de tobă, nu contează. Orice sound care sună full, care sună bine de la toba rece până la 808, la Roland 808. Da. Tere 808. Mamă, ce discuție avem. Vio, duș seara sau dimineața? Scuzați? Duș seara sau dimineața? Păi depinde. E seara sau dimineața? Uneori seara, uneori dimineața, în funcție de... Foarte bine răspuns. Asta e o întrebare din partea colegilor mei. Pentru oameni normali. Adică oameni normali fac duș seara. Știi? Artiștii, dacă termin la 3 ore după 12 oamenii noapte, normali nu fac duș dimineața. Niciodată pentru că nu au apă caldă. Exact. Și mai departe. Mihai, câștigi la loto. Primul lucru pe care îl cumpere este?
Să câștig la loto? Da. Primul lucru pe care îl cumperi. Este? Nu cumpăr nimic, las banii în bancă. Și noi care credeam o mașină tati pentru colegii mei, hai, mă, măcar Dacia Solența sau... Zic că cumperi ceva, zici și tu o sumă. Ce cumperi? Nu, e o atitudine foarte... Horia, dă-i o sumă, dă-i o sumă. Deocamdată îi las în bancă. Nu, câștigi 10 milioane de euro, clar. 10 milioane, după vedem ce faci. Mihai. Deci îi pune toți în bancă. Îi lăsăm în bancă. Păi e băiat deștept. Unde te-am întâlnit, economul tata? Lau, dacă ai călători în timp, ai avea un moment preferat unde te-ai duce? În ce perioadă? Băi, să știi că mă mai uit la filmări vechi din sfârșitul 1800, 1890, 1900 și un pic. Mă fascinează chestia asta. Oriunde în Europa, în perioada aia, 1900 și un pic. Da, e secolul luminilor și de acolo se inventează filmul 1895. Exact, exact. Interesant. Cu Lumière, da. Da, interesantă perioadă. Și ălea cu ușor-ușor, cu lămpile de gaz, ușor-ușor. Și îmi place că au apărut pe YouTube foarte multe filmulețe colorizate, care te apropie mai mult de adevăr, de starea aia. Adică romantic al nostru. Da, așa când le vedeam al negru, când le vedeam negru și se mișcau rapid cu furice aia nouă. Da, după topele pe care mi-a spus Adinaur, nu credeam că s-a dus acolo. Interesant. Să lăsăm topele, să trecem la istorie. Da, mă rog. Vio, dacă vă nășteați în America, da, cifra de afacere a trupei era mai mică sau mai mare? Păi dacă păstrăm proporțiile cu România, cred că era mai mare. Eu zic că era ori 100, dacă era același succes. Da. Sau chiar de 100 de ori era mai mare. Dacă păstrăm proporțiile, adică România țară mică, America țară mare. Și faceți voi socoteala. Hai să vă zic, acolo un hit, un number one, din ce am înțeles și eu, produce undeva la 5 milioane sau 10 milioane? Nu, 5 milioane, 5 milioane de dolari. Și 10 poate să produc. Bine, din 100%. Bine, banii ăștia se împarte între autori, casă de discuri. Dar atâta produce un number one în America, 5 milioane de dolari. La noi produce mai ambiționat. În România 30-40 adică, de mii de euro. Chiar poate, dacă rămâneam artiști naționali, adică poate nu ieșeam. Da. Internațional. Interesant. În America. Deci Horia, nu am știut. Ce zici? Da. Plecăm sau da, plecăm. Fazi sud-est în America. Rupem. Mihai, sunt o grămadă de restaurante, credeți-mă. Rupem restaurantele. Deci bine mâncăm acolo. Și la metrou sunt multe mișto. Ce acolo. Da. O să reușim. Bazați-vă pe mine. De o mavato, o cu. Știi niște restaurante românești la New York, da, foarte bune. Românești. Deci e ca și când deja am cucerit America. Da, da, nu vă faceți griji. Nu. Mihai, care este ultima ta căutare pe Google? Ultima? Da. Horoscop. Nu cred. Da. Nu cred așa ceva. Da, păi ce? Am căutat. Zodia ta mai ce înseamnă? Rac. Iulia, rac. Ce înseamnă? Cum îți merge acum în perioada asta? Foarte bine. Fecioară? Și fecioara bine. Taur. Nouă ne merge foarte bine că n-avem încotro. Suntem legați unul de altul. Da. Dacă este merge bine la unul, trebuie merge. Rac. Fecioară? Da. Dar merge bine. Mai, iunie, iulie. Da, suntem în ordine. Știți mai, compatibilitatea cea mai puternică a fecioarei cu cine este? Cu Taurul. Cu Taurul. Cu trei sud-est. Ce mă debată. N-ai bătă și tu de acolo. Cei mai buni prieteni mei au fost Tauri. Fecioare, scuze. Apropo de prieteni, cel mai bun prieten al tău din industria muzicală este? Anafu. Adi Colceru și cu Cornel Donici. Prietenii alături de care ai făcut... Am făcut și muzică cu ei, da. Adi Colceru este producător muzical. Da? Și Cornel Donici a fost în trupa... Reflex și apoi Doni David DJ Doni. Întreabă-mă și pe mine, Horia, care este cel mai bun prieten din lumea? Care este cel mai bun prieten al tău, Horia, din industria muzicală americană? Nu românească. Frank Sinatra. Lasă-l Sinatra, zi pe românească. Horia, care este cel mai bun prieten al tău din industria muzicală românească? Trei Sud-Est. Răspuns de TV. Vio, ceas mecanic sau smartwatch? Mai puțin la ora asta. Stai să mă, el care a durat de țară, de roți, de căruță, de ulcele, de nu știu ce. A primit o ulcea de la mine. Smartwatch sau ceas mecanic? Ceas mecanic. Îl întoarce seara omul liniștit. Deci, dar e ceva palpabil. Ceva rustic. Știi, așa cu smartwatch, internetul, lumina, se ia curentul pe glob. Ce facem cu asta? Mulim de foame. Mihai, vârtim rotițe. Vacanță în Dubai, în Thailanda sau în Delta Dunării? Delta Dunării. Da.
Vorbesc serios, chiar îmi place. O să-ți dau Operațiunea Monstru. Bețele, unde sunt bețele? De fiecare dată bețele, nu le găsesc. Laur, singura casă, 1, 2 sau 3? 1. 1, the best forever. 1, da. Oh, Dumnezeule. Și că nu se uită la filme. Brusc a lăsat acum tobele deoparte. Păi asta nu-i fantastic. Cică am ieșit din studio doar pentru faptul să, doar să văd în singura casă. După ce am băgat în lăsat. Da. Ne întreb și pe noi, Metallica sau Guns N' Roses? Metallica sau Guns N' Roses? Greu. Greu, greu. Greu că eu le-am zis. Foarte îmi plac amândouă. Vin în România. Metallica, Guns, am ales. Mihai, Constanța sau București? Constanța. Vio. Da. Miami sau Paris? Miami cald, e plajă. Miami, că e cald. Laur. Îmi place și Paris. Da. Animal X sau Valahia? Animal X. Au fost ca și copiii mei. Au fost. Auzi, tu te mai uiți pe la televizor? Da, mă mai ce senzație ai când te uiți la Șerban, acum când... Măi, mă bucur pentru el, sincer. E singurul dintre ei care a rămas în industrie. Păi, industria artistică. Dar ceilalți probabil au succes separat de industria artistică. Nu știu cu ce se mai ocupă, n-am mai vorbit cu ceilalți. Vierme construiește ceva. Da? Case, bravo. Super. Cartiere. Da. Dacă și-a găsit, super. Bravo lui. Design. Vezi? Design. Vezi? Mă rog, în fine, da. Crezi că dacă s-ar reface trupa, zic prostii? Ar putea să se, dar nu înțeleg de ce nu o fac. Da. E moment, care ține de ei. Cred că ține de ei. Eu nu știu ce a fost acolo între ei. Cred că între voi au fost niște relații foarte puternice încă dinainte. De asta v-ați reunit. Da. Bine, și din datorită mie. Okay, să mergem mai departe. Vio, da. Plăcintă dobrogeană sau merdenele? Merdenele cu ceva cu mere, să că nu înțeleg. Nu. Ești ceva de... Da. Unde lucrezi tu? E maruchinărie. Ești într-o restaurant. Păi aia cu brânză am înțeles, dar asta merdenele că nu... Merdenele. Știu ce e vorba de merdenele. Ce sunt pe uite așa sunt niște merdenele. Știu. Caută pe Google. Din, cum se spune, folclorul popular, așa? Merdenele mai are o continuare în folclorul popular. Foaie verde, micșunele. Acum, așa, lasă folclorul. Vreau să te întreb eu pe tine. Sunt cu mere sau nu? Tu ai avut tot felul de... Tu faci sport. Da, dar nu fac merdenele, adică la restaurant. N-are în meniu merdenele. Lasă că te prind eu la merdenele. Place de cu brânză. Perfect. Mihai, Decebal sau Burebista? Opa, Decebal. Ah, Decebal. Zic păi... sigur, trebuie să-l cheme Decebal. Poftim? Da, chiar trebuia să-l cheme Decebal. Zi, Mihai. Fii recunoscător și recunoaște. Da, mama a vrut să-mi dea numele ăsta Decebal și a venit bunica mea și a zis, nu, pune-i Mihai că e nume sfânt. Și a vrut Decebal pentru că doctorul cu care a născut a chemat Decebal Caraiani. Aha, și a plăcut cu numele, da. Da, și a plăcut așa de mult Decebal și da, a venit dar bunica. Dar cum te-am ghicit eu? Vezi? Ai, mulțumesc! Am... Mulțumesc încă o dată! Sursele tale. O, oh, Dumnezeule, m-am săturat de sursele astea. Vio, trebuie să-mi spui. Da. Serialul tău preferat este? Serialul meu preferat... ceva, Vikingii, Kingdom of... Deci ajutați-mă, că last, e 4 dimineața, e 4 dimineața oria și nu... Așa, deci da, nu, tu ești fața asta de Viking. Deci în momentul ăsta eu îl aș... În rolul principal. Există și barbarii, însă mai mulți vikingi. Da. Va barbarie se cu Roma. Exact. Dar The Kingdom of, nu știu cum. Cu... The last... Da. Last Kingdom. Bravo, Last Kingdom. La Kingdom, place, tipul ăla cu sabia la spate. Exact, da. Exact. Foarte bine. Trei sezoane. Da, bravo. Vikingi. Da. Îți spun eu. Dacă nu vă place. Da, șef. Ăsta cu paharul, îl facem îmbrăcat în vikingi, fac clip acum. Ce știi că am mai prezentat o dată, apropo de vikingi la Eurovision. Nu, lasă. Și eram îmbrăcați în vikingi. Da, vikingi și aveam toate foilele. Ne-a dat Dan Manoliu scuturi aveam. Niște scuturi de alea mari foarte grele, ne-au îmbrăcat în vikingi. Nu știu dacă mai știți, mă rog, în fine, n-are bădă. Și noi țineam foile, că ne-a dat vreo câte foie ai tu pe jos, ne-a dat nouă să le învățăm. Și noi am învățat primele, când că asta, nu poți să înveți tot. Am prezentat Eurovisionul din 2006. După ce a venit aia cu colții, cu nu știu ce, că de asta. Așa, bravo. Așa. Da. Și eram îmbrăcați în bikini și în spatele scutului, țineam câte o foaie de asta și țineam cu atenție, intrați în direct, care e momentul 6, de exemplu, foc. Am scut-o așa și citeam. Vorbeam, citeam între noi, vreau să-mi recunoști. Zi, următoarea, s-a întâmplat. Următorul, s-a întâmplat. Da. Nu mă mai recunoști. Mari prezentator ce eram. Știu. Citeam de păscut, că nu puteai să ții minte. Am înțeles. Da. După aia rucam foile cu maroși, știi? N-aveam voie să ne abatem prea mult de la... Da.
Era scris. Știu că nu vă interesează, dar am simțit nevoia să prelungim momentul. Ce colaborare cu un artist român v-ați dori și încă nu a fost realizată? Cu un artist român? Da. Oria Brenciu. Dar urmează. Și acum, ultima întrebare, fără... Hai să bem pentru viață. Hai să bem pentru viață. Fără zânzanie, fără să arunc o foarte... Mulțumesc pentru efect. Fără să creez o zânzanie în trupa voastră, vreau să-mi spuneți eu, cu cine eu, ați merge. Eu. Fii atent aici, aveți voie să alegeți unul singur, nu doi. Da. Cu cine ați merge în America Express? Atenție, aveți voie să alegeți doar unul dintre voi. Lau, cu cine ai merge dintre Mihai și Vio? Ba, ce mă pui să fac separatism? Da. Cu care vrea? Ia și întreba în prima fază. Spun eu că Laur, Laur n-ar participa niciodată la concursul ăsta. Da, dacă trebuie să aleagă... Nu, aș doar întreba așa, care doar... vreți, mă, să veniți. Da. Primul rând, aș întreba, nu? Aș că ar fi nasol să-l iau pe el, să nu treci pe Viorel. Dăm cu banul. Păi da, dar e vorba de câștig aici, trebuie să iei un caracter Horia, puternic. Horia, tu nu înțelegi că plecăm toți trei sau niciunul? Niciunul, da. Ăsta e răspunsul. Bravo, tata. Ce facem? Asta mă așteptam. Păi, normal. Da. Și când vom pleca? Vom pleca toți trei. Toți trei plecăm. Pleca. Da. Știi pentru cum... acest răspuns, îți spun am eu. Un cadou pentru voi. Ce sumă? Ce... trebuie să luăm ce o termină, sumă? Nu? Trebuie să luăm o pauză. Nu, iertați-mă. Am mai multe lucruri pentru voi, dar iertați-mă. M-am luat cu întrebările și cu melodiile. Chiar aș vrea să iau o pauză, Horia, dacă se poate. Nu, acum. Încă puțin. Mai stai puțin! Asta așteptam. Dumnezeule, chiar acum o să mă servesc primul. Mulțumesc mult, Horia. Asta așteptam pentru că... Trei sud-est, trei sud-est și doi nord-sud. Mamă, ce bune sunt. Ia Mihai. O să iau, dar nu acum. Mihai are o reținere acută a... Da. E târziu. A probleme. Horia, noi plecăm acum. E 4, uite, 4:30. 4:30. La când ne culcăm? La 5, la 6 trebuie să ne trezim. Dai seama că e foarte târziu pentru noi. Am băut toată noaptea, am vorbit, am cântat. Dacă o să gâși una. Foarte bune. Ce-mi place? Atmosfera este ca... Îți minte, anii 90, era la Taifas cu prietenii în sufragerie. Da. Și puneai castofonul, dai muzica tare. Da. Exact așa e. Mâncai prăjituri, de la dansai, am dansat, am mâncat prăjituri, am mâncat și felul 10, felul 2 și felul 3. Am și făcut un studiu de creativitate. Bineînțeles, ai și... aveam refrenul. Ce chestie? O cântăm la sala aparatului. Mai mult de atât, noi am debordat de inteligență, adică... Nu? Ți se pare minunat? Ai aflat și care e serialul meu preferat? Și filmul fără de care nu poți să trăiești? Da, bineînțeles. Mă simt ca în sufragerie în anii 90. Unul dintre filmele care îmi plac foarte mult, care m-a impresionat cel mai mult, Lista lui Schindler. Oh, doamnă. Vrei să guști? Asta ce e? E bine. Nu știu, dar dacă guști tu... Dar trebuie să fie crepe. Ceva, că... Nu, uite așa suntem, cu... Suntem patru sud-est, trebuie patru bucăți. Da, exact. Nu, ne atingem. Nu. Eu sunt cel mai bine făcut sud-est, ca atare, eu mai trebuie să țin cură de slăbire. Horia. Oh, baby! Le zic în engleză. Tu, Savarin, half in cut in two pieces. Cut in half. 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 Ia-o partea mai mare. Nu. Ia tu partea mai mare. Nu mai mare. Ia-o. Te filmați când mâncăm? Servește cu calamar. Păi zi-mă așa. Servește cu calamar, Laura. Ia că e bun. Știi melodia? Hai că îi spune negdusă. Here comes the sun. Hello, sun. Here comes the sun. Na-na-na-na. Here comes the sun. And I said, it's all right. Doamne, ce târziu e, Horia. Bat vecinii în țeavă. Primul cadou se îndreaptă către Vio din partea domnilor Cuza. Al tău să fie. Mulțumesc foarte mult, dragul meu Mihai. Mulțumesc, dragul meu Viorel.
Al doilea pentru Mihai. Mihai, bravo. Mulțumesc. Iar domeniile cu Zavin chiar acum. E târziu, Horia. Ora e târziu și al toamnă. Mulțumesc frumos. Cu mare drag. Doamna se culeg vocii. Bravo. Da, da. A fost o emisie pe care mi-am dorit-o de foarte multă vreme. Dacă o să găsești și versurile, e senzațional. Continuăm. Am găsit. Ok, perfect. Acestea sunt melodiile pe care le vom cânta. Ultima melodie din această emisie este a mea. Atenție! Laurențiu, fii atent la strofa a doua. Maria, vreau să fai un hello mai bine, că nu știu pe asta. Jur. Îți-o cânt eu. Nu e. Lasă. Băi, e frumoasă. Mulțumesc frumos pentru faptul că ați venit aici. O vom intui. Mulțumesc frumos pentru faptul că ați venit de la Constanța până aici. Avem multe... Și am stat până la 5 dimineața cu tine. Te rog, nu distruge. Ți-a găsit telefonul. S-a rupt? Ăla al meu? Ți-a spart ecranul cu această ocazie. Ți-a spart ecranul? Da, exact în direct. Băi, ești nebun, da? Ți-a spart ecranul? Da. S-a spart ecranul de la telefon. Oare de ce? Să cântăm un reggaeton. Sau poate să reparăm ecranul. S-a spart folia. S-a spart folia. E doar o folie nevinovată. E doar o folie nevinovată. Ce și-a făcut treaba? Acum stau și mă gândesc, oare cât ar costa simple. Acum, Horia, e momentul tău. Dă tu start. Lucruri simple sunt de ajuns. Exact, ecran. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles. Bine, Mihai, nici multe, nici multe. Mi-e de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Bine, lucru simple voi păstra. Astăzi pentru voi, dragii mei, la chitară a fost Cristi. La tobă a fost Sergiu. Bravo, băieți. La clape, bas și mișcare ritmică a fost Eli. Tutu și toată echipa nebună. Aplauze. Astăzi trei sud-este au arătat că România este în sud-estul Europei. De aceea merită să cântăm mai departe. Îmi place așa cum e. Mie-mi place orice zi care mi-ar putea să fii dimineața pe lângă perna ta. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ieși. Speranța că nu te vei schimba. Nu vreau să le
peste toată lumea. Ne vedem la Roma. Roma. Na 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 na. Mie place muzica. Am și o întrebare. De unde știu băieții tăi piesa așa bine? Ia-mă! Iar acum familia regală. Da. Mama, tata și copiii. Un autograf. Spune Paște fericit. Un auto. E primul autograf am emoții. Acum sunt mai multe concerte cu 4 sud-est. Și să schimbă. Te plac așa cum ești. Ia. Viorel. Michael. Mike Beef, nu am Cream și Tony. Tu faci un concert pe bine. Nu, că aveam un basist. Avem basist. Astea sunt overhead-urile pe bune? Le folosiți și live? Eternă! Of, numai așa, numai așa cu capul după ce. Nu pot că dacă... Trebuie să fiți vorel. Bă, nu trebuie să vă. Vorel. Mai multe trebuie să vă fac ce ați de vinul ăsta. Așa că hai, hai, să mai bem un pahar.